mine m-a ales film. A fost așa un cadou frumos cumva pentru mine. Eu n-am ales să fac asta. Eu eram convinsă că o să fac teatru, că o să joc la Național. Nici nu visam la altceva. Am făcut și jurnalism în timp ce făceam masterul la Iași, făceam jurnalism în București. Am făcut jurnalism pentru că nu prea am din ce să trăiesc. Actoria nu e chiar așa simplu. Termin și bam, faci un film, faci un spectacol. Plângeam zile întregi. Mi s-a făcut iar pielea de găină. Cei care se uitau la Vlad, habar n-aveau cine sunt eu. Și eu am stat puțin, eu am mai făcut niște filme. Nu contează când le descoperă, important e să le vadă cineva. Film românesc trebuie văzut. Salutare cinefani, o nouă ediție de Cinefan Podcast tocmai a început. În primul rând vreau să le mulțumim celor care ne suportă și ne urmăresc ediție de ediție. Bineînțeles că aprecierea voastră ne ajută să mergem mai departe și să facem lucrurile din ce în ce mai bine, în ciuda tuturor vicisitudinilor, nu-i așa, inerente unui început. Da? Că am învățat decât... un cuvânt nou. Nu, l-am căutat pe net. Nu. Și greu, l-ai și repetat înainte să... Nu, sunt voice-over. Deci, decât de aia. Azi avem pentru prima oară în studio invitată o jurnalistă, nu știu cât o cunoașteți pe Luca Melinte, o să-l rog pe Manuel să o prezinte. Eu zic să trecem la filme și mai ales la fanii filmelor. Jurnalista. O să vorbim și cu jurnalista mai încolo. Eu zic să vorbim cu Olimpia Melinte, cea pe care majoritatea dintre voi o cunoașteți din serialul Vlad, Eliza din serialul Vlad, dar cred că este și persoana care ne-a învățat să facem cele mai tari selfie-uri. Nu? Așa e. Exact. Roxy. Pentru că e o vorbă că orice fraier poate să-și facă selfie singur și când ai bani îți angajezi pe cineva care să-ți facă selfie. Iată. Bun venit la Cinefan! Bine m-am găsit! Cu ce gânduri ne vizitezi? Eu de fapt am venit să văd o expoziție de artă, dar din întâmplare m-am împiedicat și am căzut pe scaunul ăsta, știi? Că am fost aici a vizitat. Dar îl mai lasă ăștia în drum când vin toți invitații. Și m-am trezit aici, am văzut postere, chestii, filme, Tarantino, iată așa, și am zis, băi, practic, și ai intrat. Jurnalista din mine. Hai să luăm ușor, ușor așa cu începutul, pentru că sunt și oameni care probabil nu au urmărit decât serialul Vlad și nu știu ce ai făcut în rest. Da. Rețete de mâncare de oameni. Da, din carne de oameni ceva. Mâncare, poate. Ai... Măi, cu mâncarea nu prea mă pricep, dar se pricepa Antonio de la Tore în Canibale, într-adevăr. E în regulă. Ai prins vreo rețetă? Da, îi plăcea în sânge friptura. Deci asta e în primul rând să fie în sânge. În primul rând să fie în sânge și cu un pic de vin roșu lângă. Deci normal, chiar, ca să mai ia gustul. Da, da. Să mai, da. Trebuie să vorbim, să spunem că este vorba de filmul Canibal, da, pe care... în care ai jucat. Da, și pe care n-aveți unde să-l vedeți, pentru că Manuel e... regizorul Manuel Martin Cuenca e un tip foarte... ține foarte mult la... ce face el și nu prea le expune. Îl ține așa, la casă. Da. Îl ține acasă, pitit, bine. Poate să uite cineva de la Netflix, de la HBO Max și le vine o idee să-l reia. Da, pentru ar fi, că ar fi o idee, da. Lumea, iată, îl descoperă acum prin ce ai făcut în ultima vreme, da, descoperă și proiectele de început. Păi da, pentru că oamenii, cei care se uitau la Vlad, habar n-aveau cine sunt eu, majoritatea, știi? Și erau, ce revelație, ce... Și eu am stat puțin, eu am mai făcut niște filme, hai să mai căutați, deja erau pe Netflix și apoi le-au văzut și pe alea și, mă rog, au înțeles că de fapt nu am nimerit acolo din întâmplare, ci mai făcusem vreo două, trei chestii exact. Pe pile, da? Mai făcusem vreo două, trei chestii înainte. Da, cred că este un lucru bun ăsta. E un lucru foarte descoperit. Bun. Da, normal, nu contează când le descoperă, important e să le vadă cineva. Film românesc trebuie văzut. Nu așa contează, zicem și noi cu podcastul, nu contează cât se uită, important e să-l vadă. Dacă tot ai avut și chestii înainte de Vlad, ai terminat facultatea de teatru la Iași, da. Și ai făcut și jurnalism, că de-aia ziceam. Am făcut și jurnalism. În timp ce făceam masterul la Iași, făceam jurnalism în București, pentru că eu sunt ubicuă și pot să fac... Polivalentă. Și polivalentă, ca sala, de altfel. Mm-hmm. Cred că sunt niște săli polivalente cu numele Olimpia prin România, sigur. Da, am făcut jurnalism pentru că în momentul în care am terminat actoria, părinții mei și-au dat seama că au fost mult prea... drăguți cu mine și că mi-au dat voie să fac treaba asta pentru că și-au dat seama că nu prea am din ce să trăiesc, că actoria nu e chiar așa simplu. Termin și bam, faci un film, faci un spectacol, na. Și au zis, mă, cred că trebuie să faci o facultate serioasă. Și i-am păcălit din nou și am zis, da, jurnalismul e foarte serios, mama, pot să fac o grămadă de lucruri cu jurnalismul. Iată, n-am făcut nimic aproape. Nici cu facultatea asta, dar am avut noroc pe partea asta la altă, nici cu filmul și cu teatru și da, de asta am făcut și jurnalism.
Și eu am făcut jurnalism ca să nu plec în armată. Deci tot, uite, ca să, deci fac, tot o ca să fac o chestie serioasă. Și după ce am făcut jurnalism, mi-am dat seama că trebuia să fac și ceva serios. Și n-ai mai apucat. Te-ai apucat de podcast. Da, bine, asta mai de curând. De voiceover, da. Bine, am făcut radio, am făcut, nu contează. Ai debutat în teatru la Iași, da. La Ateneu Tătăraș, da. Într-o piesă cu un nume foarte frumos. Scrisori la poelele unui copac. Da. Regizată de... de regretatul Bogdan Ulmu, da. Care, apropo de asta, mie mi-a tras atenția că pe el îl cheamă Ulmu și piesa e cu un copac. Da. Și am mai găsit o chestie foarte interesantă și în biografia ta. Nu m-am gândit niciodată la asta, că pe el îl cheamă Ulmu și scrisori la poelele unui copac. Da, jucam o clarvăzătoare acolo. Un rol foarte dificil pentru o studentă în anul cât eram, 2 sau 3, habar n-am, nu știu, eram foarte la început oricum, dar era un rol de compoziție reală, adică m-am chinuit un pic la ce am avut de făcut acolo, trebuia să joc o oarbă, era și oarbă, na, era o metaforă frumoasă acolo, clar văzătoare oarbă. Dar a fost, da, a fost un succes pentru Ateneu din Tătăraș în vremurile respective. Înțeleg că a fost un spectacol un pic cam controversat și foarte, un pic dur. Da. Pentru că era o poveste despre copiii care pleacă în străinătate. Mm-hmm. Era povestea mexicanilor care visau să ajungă în America. Și da, vindeau țigări, tutun, erau copii care erau chinuiți și n-aveau o soartă foarte bună nici la ei în țară și visau la treaba asta, da. Și eu treceam prin satul lor și cumva îi ghidam spre oarbă fiind. Lumea, oarbă fiind, îi ghidam spre o viață mai bună. Spre lumină. Da. Lumina călăuzitoare. Dar să știi că orbii văd mai bine de multe ori decât noi. M-ar fi Ray Charles, de exemplu. Da. A văzut muzica altfel decât o vedem noi sau am văzut-o vreodată. Cum s-a întâmplat? De la Iași la București? Am luat trenul. Sunt câțiva kilometri, nu? Atunci mergeau trenurile mai bine. Nu, la fel de prost ca astăzi. La 1800 atunci. Pe vremea mea la fel. Da, mergeau și mai erau, la mine erau cu cărbun. Pe vremea mea erau trenul, da, erau da, cu cărbun. Aveți cele mai frumoase locomotive, da. Da. Știi cum a fost? Tot timpul am spus asta, că pe mine m-a ales filmul. Eu n-am ales să fac asta. Eu eram convinsă că o să fac teatru, că o să joc la Naționalul. Nici nu visam la altceva. Adică, efectiv, pentru mine aia era lumea. Naționalul din Iași, spectacolele de acolo, visam să joc cu profesorii mei. Mi se părea extraordinar că vedeam, nu știu, să monteze Hauswater, Purcărete, stăteam prin sală, mă uitam la ei, vedeam cum lucrează. Mă rog, ne ascundeam că nu prea erau de acord să stea studenții la repetiții, că na, noi eram, ne puteam abține să nu comentăm, să nu discutăm și atunci... Deci pentru mine ăla era universul. Opera la fel m-a fascinat dintotdeauna, n-am voce, n-am putere să fac asta, dar mi-ar fi plăcut enorm să fac operă. Dar asta e, oricum e un mediu așa foarte rafinat care pe mine mă atrage foarte tare. Dar cu filmul a fost o pură întâmplare. În Iași s-a făcut un casting, vreți să auziți asta? Da, deci orice... Orice. Tot ce n-ai mai spus e binevenit. În Iași s-a făcut un casting pentru un film englezesc care între timp, la momentul respectiv s-a și făcut, se numea Sex Traffic, cel care a lansat-o pe Ana Maria Marinca. Uh-huh. Exact. Da. Și erau chemate la această audiție toate fetele cu vârsta între, nu știu, ceva 16, 18, 19, așa. Eu eram la liceu de artă, normal că am auzit de el și ne-am dus toate. Când am ajuns acolo, era enorm, era atâta lume, fete cu părinți de mână, cu toată lumea. A venit la casting, îți dai seama, pentru Iași să vină niște englezi să facă un casting pentru un film, gata, toată lumea se vedea la Hollywood. Cu Oscarul în mână, știi? Interesantă alegere, Iașu. Da, da, aveau nevoie de moldovence, știi? Filmul era cu moldovence, exact. Știi? Personajele principale erau două surori din Republica Moldova, dar ei au venit la Iași probabil pentru că noi aveam și liceu de artă, secție de artă dramatică și au venit acolo. Mă rog, am ajuns acolo, am văzut atâta puzderie de oameni și fete, am zis, eu nu mai intru, n-are niciun sens. Dar ne-am luat unele cu altele, hai, zic, bine, hai să completăm, acolo am completat, era din aia, era o fișă de aia clasică de casting cu experiență, eram, ce experiență, că eu habar n-am, am jucat în două spectacole în liceu, am trecut și eu acolo, nu știu ce, și la un moment dat m-au strigat să intru, am intrat, nu știu ce am făcut acolo, m-au pus să improvizez cu camera și nu știu ce am făcut eu, am vorbit cu camera, dar ei au fost
mega impresionați. Dar i-am văzut de acolo, deci efectiv s-au schimbat, erau toți, se uitau pe, aveau monitoare, nu știu ce erau. Șoșoteau, vorbeau, eu eram, bă, ori sunt praf. Bine, englezii sunt și politicoși. Exact, exact, ori sunt super mega praf și asta mă gândeam că nu sunt praf și ăștia le e rușine să-mi spună. Ori, păi, făcut ceva bine. Am plecat, am ieșit și după ce am ieșit, la câteva minute după, mă cheamă din nou și îmi spun să nu plec. Și ne-au spus atunci, stați aici după ce intră fiecare. Deci am stat toată ziua acolo. Și după aia o să vă anunțăm că vrem să vă mai vedem pe câțiva dintre voi. Deja erau hotărâți pentru câțiva dintre noi. Și m-au chemat din nou. Și m-au luat la un interviu, vorbeam foarte bine engleză și cred că și chestia asta i-a convins și i-a contat, a contat. Și mi-au zis, ok, dar să le las numărul de telefon al părinților. Eu am plecat de acolo zburând acasă, eram convinsă că am luat, eu nu știam ce înseamnă mai departe tot procesul. Nici nu mai conta. Da, eu pentru mine am luat, eu așa eram convinsă, clar. Și m-am dus acasă, mama, i-am explicat cum o să merg, o să joc. Maică-mea era, măi, fetiță, stai un pic, nu m-a sunat nimeni, ce-i cu tine? Nu, ba da, gata, mai aveam puțin și făceam bagajul. Mă, îi sună pe e-mail după aia, după câteva zile sau așa, eu tot așteptam, cu valiza la ușă, știi, tot să plec în Anglia să filmez. Pregătită, era pregătită. 16 ani, cred că aveam. Și îi sună că am vrea să vedem din nou. Mamă. Să mă vadă din nou, dar nu i-am convins, adică și că să vină din nou la București de data asta, dacă puteți să veniți, nu știu ce. Mă rugam de tata, bine, hai, te iau, mergem la București să te vadă, să o fac pe fiica mea, domnule, actriță, că asta vrea. Și m-am dus cu tata la București, era la Hilton. Stai cum eu când am văzut Hilton Hotel, a început, bă, ce faceți voi aici? Ce e asta acum? Într-un hotel te cheamă? Dar ce? Ia, a venit tata imediat, a început, a văzut că totul e safe, că e o echipă de oameni, că acolo se întâlneau, că n-aveau unde, săraci, în altă parte. Și am dat atunci probă cu Ana Maria Marienca, că am cunoscut-o, și mai erau și alte actrițe care cu drag mă văd acum, după foarte mulți ani și ne amintim de momentele alea. La fel, erau, deci, pentru mine era clar că eu voi fi acolo. Era o coproducție, Anglia-Canada. Ok, toată lumea a încântat, au început să sune telefoanele la propriu, după mă chemau la castinguri la București. Nu prea puteam eu să ajung la, mă rog, la reclame, la chestii de genul ăsta. Și nu puteam să ajung, ajungeam foarte greu, foarte rar. Am mai făcut prima mea reclamă, am făcut-o cu Radu Munteanu, la Bucegi. Lucrurile astea se întâmplau undeva septembrie-octombrie, deci pe la sfârșit de an. În noiembrie urma ziua mea. Eu gata, m-am întors cu tata de la București, i-am povestit, taică-mi, oamenii ăștia au venit și au vorbit și lui tata, mă rog, în engleză, tata nu înțelegea, eu traduceam și taică-mi, eu tot îi spuneam că ăștia mă lăudau, eu îi spuneam lui tata, tata se uita la mine, era, măi, ce cu tine, tu sigur traduci corect acolo, că era, nu înțelegea, oamenii ăștia, na, erau, na, producători, oameni englezi, na. Dar îi creștea inima. Da, îi creștea inima, nu, că s-a laudat pe acolo, la toată lumea, cum a fost el cu fiică-sa și ce a făcut și cât de talentat e fiică-sa la Hilton acolo, a dat ea o probă. La București. Și, la București, da, vorbește engleză și ce bine vorbește, mi-a tradus toți. După aia, nu știu, că credea asta, după aia am început să mai am toate vacanțele lor ca să le traduc, să vorbesc în engleză. Deci după aia am fost, eu am fost după aia peste tot cu ai mei, se rugau de mine în fiecare vară, hai, vină-și cu noi. Nu știu pe unde, hai că e așa de simplu cu tine, eu mă duceam, vorbeam cu toată lumea. Mă rog, ne-am întors la Iași, a trecut o săptămână, două. La un moment dat mă tot rugam de mama și mama a sunat-o pe tipa care se ocupa de casting din București, Andreea o chema, să o întrebe ce se întâmplă. Și i-a zis, nu s-au hotărât încă, mai așteptăm, durează, e un proces, i-a explicat. Mama, stai liniște, e un proces, dar Andreea zice că ai toate șansele, că te iubesc, că aia, că nu știu ce, zic, super. Se face 7 noiembrie, ziua mea, petrecere mare în casă, toată lumea, toată familia. Evident că vorbeam despre filmul pe care urmează eu să-l fac și ce șmecher o să fiu eu și cum o să plec și aveam planuri, că vine mama cu mine o perioadă, după aia vine tata, după aia vine fratele și cât o să stau eu acolo. Mă rog, deci te era... Te gândeai unde să pui premiile, deja ai făcut loc în bibliotecă. Da? Spiciu. Exact, spiciu, da. Exersam cu spray în baie, știi, cum o să mulțumesc tuturor, cum o să curgă lacrima pe ochiul ăsta, toate alea. Sună telefon, văd, bam, număr, era numărul Andrei. Mă sună Andreea, cred că o să mă anunțe, nu știu ce. Bam, bună, Andreea, Olimpia, uite,
din păcate s-au hotărât, tu nu ești major, în film sunt foarte multe scene în care, care ar putea să te afecteze psihologic, iar producătorii canadieni nu sunt de acord să lucreze cu o minoră. De aceea ne pare foarte rău. Deci pentru mine a fost... Nu o să uit niciodată ziua în care am împlinit 17 ani, cu alte cuvinte. A fost, da, devastator, suferință maximă, maximă, tristețe la fel. Și uite așa, nu am luat eu castingul pentru Sex Traffic. M-a debusolat foarte tare, mă rog, eu atunci nici nu înțelegeam lumea asta. Lucrurile. Exact. Exact. Pentru mine era, nu sunt bună, nu sunt... Evident, ce spune o fată de 17 ani care nu știe absolut nimic despre universul ăsta. Dar... cu siguranță, de asta zic că filmul m-a ales, pentru că de aici încolo au început să sune telefonul și să merg. Am fost și pentru California Dreaming, la casting, la Nemescu, da. Chiar dacă nu l-am luat, a fost o întâlnire care pentru mine a contat. Eu am înțeles niște lucruri acolo, de la cum să te prezinți la un casting, de la cum să-ți dai replicile, ce înseamnă să fii firesc, ce înseamnă, adică lucruri pe care un actor la vârstă, un actor, că nu eram, na, elevă. Wannabe, da, erau foarte importante pentru mine. Nemescu era o șansă mare pentru cinematografia foarte noastră. Mare. Țin minte că atunci, acum 17 ani, noi am făcut emisiunea radio și l-am avut invitat și pe Cristi. Avea un mod de a gândi fabulos. Și totul la stil mare și încerca să facă lucrurile altfel, din păcate... A fost curmat cumva, dar California rămâne un... Și scurmetragele pe care le-a făcut înainte au fost... Eu am lucrat după cu Luiza Pârvu, care era iubita lui din perioada respectivă și am avut o colaborare fantastică cu ea. Sper din tot sufletul să mai facă. Luiza e în America acum și cu Toma Peiu, da. Te-am scris că am vrut să-ți facem o surpriză. Mai greu cu fusul orar. E mai greu și oricum ei lucrează foarte mult acum, din ce știu, cu doctoratul. Luiza trebuie să termine, nu cred că a terminat, predau, adică au o viață din asta destul de activă acolo, profesional și da. Dar pentru mine întâlnirea la fel și cu ei doi a fost extraordinară, mai ales că noi eram în aceeași generație și altfel vorbești normal. Și a fost și un scurtmetraj excepțional cu Star New World. Da, și în New World am făcut și primul cu ea a fost Draft 7, care mie ăla mi se pare, pentru mine ăla a fost așa... ca o carte de vizită în perioada respectivă și pentru că Luiza chiar m-a văzut așa cum sunt eu și m-a cunoscut mult mai bine decât regizorul la care mergi la casting și eu cu ea deja legasem o prietenie și altfel au mers lucrurile la Draft, da, și după aia în Start a New World și în My Baby am avut un rol mai mic. În New World mi s-a părut cel mai emoționant rol pe care l-ai avut, chiar dacă era un scurtmetraj, mi s-a părut foarte emoționant. Pentru că am lucrat foarte, foarte bine cu ei, foarte bine și pentru că ei sunt foarte meticuloși în ceea ce fac și îți lasă timp și ție ca actor să te gândești, adică lucrează din timp la ce urmează să se întâmple, știi, nu e așa, e un proces întreg acolo și are legătură și cu faptul că Toma a scris gândindu-se cumva și Luiza la mine și atunci așa asta a contat foarte mult. Pentru cei care n-au văzut decât Vlad, ca să revenim la ei, trebuie să spunem că filmul se întâmplă în Statele Unite, e povestea emigranților români care ajungeau acolo în 1907, atunci se întâmplă. Cam când era răscoala de la noi, nu? Ei construiau America asta mare pe care o vedem acum. Și tu joci rolul unei tinere însărcinate care ajunge la soțul ei și între timp soțul ei află că soțul ei de fapt a murit într-un accident în mină, ceea ce e o poveste reală, iar înțeleg că strămoșii Toma Peiu sunt printre ei. Așa e, da. Și asta m-a ajutat foarte mult, că am avut super multe informații legate de perioada respectivă. Am studiat mult, am fost și pe Ellis Island cu ei și a fost așa un proces, cum am spus, și de fapt asta e frumos la meserie, să ai timp. Ceea ce, uite, la Vlad, de exemplu, nu se întâmpla. Era totul pe repede înainte. Și trebuia să dai tot ceva, dacă îți pasă, știi, că poți să te duci și ca la serviciu cu siguranță să-ți pună lacrima, să te uiți la ceas, gata, știi, cum hit the mark și take the money and go home. Cât de greu e să plângi așa la comandă? Apropo de asta cu lacrima, pentru că ai povestit într-un interviu că ai refuzat să ți se pună atropină sau cum se cheamă și ai vrut să plângi natural. Am plâns tot să timpul. Să fii român. Plângeam, plângeam zile întregi la Vlad, adică asta era fișa postului, așa era personajul, ce să fac.
Eram o, știi care e chestia? În momentul în care intri pe un traseu al personajului și sunt foarte clare trigger-ele ei, e foarte simplu. Dar îți trebuie tot așa un timp, știi? Dacă aveam prima zi de filmare și trebuia să fac asta, ar fi mai fost greu. Mai greu și forțat cumva și s-ar fi văzut. Dar sigur și acolo regizorul și cine a făcut programul știa că, stai puțin, să vedem fata asta să se acomodeze, să lucrăm cu ea un pic. Nu, când o punem să plângă. Nu, dar... o punem să plângă așa din prima secundă. Da, pot să fac și asta, cum am spus, nu e asta o problemă, pentru că na, e vorba de tehnică, dar aici mă interesa să fie totul foarte organic, tocmai pentru că nu aveam timp și când nu ai timp și vrei să faci lucrurile să iasă bine, na, trebuie să fie ancorat cumva în poveste altfel. Dar la un moment dat s-a discutat și despre posibilitatea facerii unui lung metraj din povestea, știu că la un moment dat citisem că ar vrea să fac un lung metraj. Mai parcă mi-amintesc și eu ceva de asta. Cumva că n-au găsit finanțare, pentru că era un proiect destul de ambițios. Da. Mai ales cu filmările de epocă, cred că se duceau... Da, da, și-au dorit și-au dorit foarte mult să facă, da, într-adevăr. Da. Cred că au și lucrat la asta, nu știu dacă îl mai... Sau poate cine știe, poate proiect... Da, poate e ongoing, da. Fără Olimpia, nu cred. Da, nu știu, da, și-ar fi dorit foarte mult. Chiar au încercat să strângă bani, dar cred că în perioada aia când l-au făcut, lucrurile se mișcau mai greu. Cred că dacă ar încerca astăzi, un pic altfel înțeleasă toată industria noastră. Exact, dar ei fiind și în America, poate că altfel au posibilitatea să acceseze niște fonduri sau niște sponsorizări. Europene. Eu visez să fac film de epocă, foarte mult îmi doresc. Îmi place foarte, foarte mult. Ca actriță perioada. Sau ca regizoare? Opa! Nu, ca actriță. Ca regizoare, cred că aș începe cu ceva mai... Light, da, mai din zilele noastre. Trebuie să înțeleg că te bate gândul. Mă bate, da. Ai niște povești? Am niște povești. Pe da. Până acum n-a povestit? Am niște povești, chiar am scris. Nu, am un scurtmetraj pe care l-am scris și pe care chiar săptămâna viitoare plec în Spania să-l discut. Și, adică, mă rog, cei de la Cania Brothers l-au acceptat cumva să-l facem. Adică nu e de să discutăm, mm-hmm. să vedem dacă. Mergem să prospecție. Deci, practic, se face debutul regizoral. Nu, problema este că ei își doresc foarte mult că eu să joc în el. Așa. Eu l-am scris cu gândul, sunt două personaje principale feminine, adică două personaje feminine în jurul lor se întâmplă povestea. Eu îmi doresc să fiu în spatele camerei, nu neapărat ca regizor, îți spun sincer, adică sunt ok și cu ideea de, mă rog, scenarist, deși e mult spus. Omul care a scris acolo și care are ideile și care știe ce vrea și cum vrea să-l facă, nu mă dau neapărat în vânt după asta, dar ei mi-au zis da, hablamos. Da, okay. Deci e clar că cred că și-ar dori, ceea ce o să fie ciudat să joc ce am scris, dar în același timp e o provocare și asta. Dar cu cine aveai de gând să... Care, să alegi, pe cine aveai de gând să alegi? Ca regizor? Sau? Nu, ca actori, mi-ai spus că sunt două personaje feminine. Te-ai gândit, bănuiesc, la niște colege, prietene? Eu vreau să-l fac în Spania și m-am gândit, nu m-am gândit la cine de acolo, nu știu cum merg lucrurile. Ei mi-au dat niște directori de casting pe care îi cunosc și cu care colaborează. Mi-am ales așa niște fete potențiale cu care mi-ar plăcea, dar știi cum, până acceptă, adică e un proces și acolo în care trebuie să... vezi cum funcționează lucrurile și dacă vor. Și cred că și asta e un motiv pentru care ei își doresc să joc eu, că deja ar avea o actriță și pe cealaltă o găsim. Dar dacă, da, sunt două tipologii diferite. Dacă tot am ajuns în Spania, hai să vorbim de perioada când ai lucrat în Spania la Cannibal. Da. Pentru că sunt o grămadă de povești interesante și acolo și nu știu câtă lume știe că tu în filmul ăla jucai două roluri. Da, jucam gemene. Erai practic tu și cu surora ta geamănă, ca zic așa. Da, era Nina și Alexandra, da, erau surori gemene. Au fost două roluri, practic, complet diferite. A fost așa un cadou frumos, cumva, pentru mine. Da, la fel, a fost un fel de a lucra lui Manuel Martin Cuenca, care, pe lângă faptul că, tot așa, a făcut un casting foarte lung, dar ce e amuzant că... Eu am lucrat la filmul ăsta, producătorii din România au fost cei de la Libra și Adriana Răcășan se ocupa de casting.
Și Adriana m-a sunat, Adriana care e o tipă atât de volubilă și de relaxată. Am lucrat și... cu ea la TIF de acum. Iată. Da. Așa, și mă sună Adriana, Melinte, ce faci mâine? Că am un casting pentru tine, vine unul din Spania să fac un film aici. Și zic, băi, stai, cum adică mâine? Stai un pic. Vine din Spania. Da, măi, vrea să te cunoască, că te-a văzut în ăla la un festival. Ce festival ai fost tu cu el? Zic, băi, am fost și pe la Locarno. Și pe... Te-a văzut în el și vrea să te vadă. Hai că nu e așa greu, ai și tu două pagini de învățat. Nu e. Zic, stai mai puțin, dar deci e, stai, deci e în spaniolă. Da, dar textul e în engleză ca să nu-ți fie greu. Zic, nu, dă-mi-l în spaniolă, că... Na, să văd dacă pot, poate nu funcționează. Deși văzusem niște telenovele când eram mică și mă pricepeam așa un pic la spaniolă. Zic, dă-mi-l să fac impresie bună, nu mă duc așa, na, să respect limba omului. Bine, hai că ți-l trimie, mi l-a trimis, mă uit, zic, oh my god, stai puțin că e greu să citești spaniolă, ce fac? Sună prietenă care știa spaniolă, zic, măi, înregistrează-te și tu cu spunând textul ăsta ca să aud și eu pronunția, că nu știam cu pronunția. Se înregistrează femeia, îmi trimite, zic, ok, l-am învățat, a fost ușor, adică mă simțeam așa un fel de Natalia Oreiro, dar un pic mai chinuită, mai... Așa, emigrantă, știi, Natalia Oreiro, emigrantă... Moldoveancă, da. Și am zis, ok, hai că mă duc să mă întâlnesc cu omul ăsta, eu știu cine o mai fi și el. Mă duc, nu știu ce, mă întâlnesc. A fost foarte ok și castingul și întâlnirea, a fost impresionat că vorbesc în spaniolă, l-am rugat chiar să vorbească în spaniolă, că eu înțeleg și... Dar vă rog, exersez, adică vreau să fac impresie bună. Nu înțelegeam mare lucru din ce îmi spunea, dar si, ui, ablamos alea, da. Ablamos de astea, mă rog, știam. Așa, este o embarasadă de astea. Mai ales. Păi din telenovele era. Exact, normal. Și a mers bine castingul. La vreo câteva zile după mă sună iar Răgășan. Măi, nu știu ce vrea omul ăsta, era exasperată. M-a pus să le chem și pe nu știu care și pe noi. Am chemat la femei, dar vrea să te vadă pe tine din nou. Zic, ok, vin din nou. Vezi că acum l-a adus și pe actorul din rol principal. E unul, Antonio de la Torre. Să-l cauți, să-l cauți. Vezi că e celebrul ăla acolo. Ai grijă cu ce te îmbraci, exact. Vezi cum vii. E canibal. Eu eram, mamă, stai un pic, stai, cine e asta? Îl caut, nu știu, zic, aoleu, stai puțin, nominalizat la Goia, l-am văzut, filmografia. Zic, vai, de unde mă duc eu, stai, nu, deci trebuie să fiu super, super pregătită. Am stat zilele aia, m-am mutat la filme spaniole, ai retrăit telenovele, tot ce se poate, am zis, băi, nu, trebuie să fiu super pregătită. Și mă duc acolo, m-a pus să dau casting mai întâi, inițial pe Alexandra o chema Natalia. Da. Natalia, pentru Natalia am dat, după aia am dat și pentru Nina, nu știu ce, am ieșit, mi-am prins părul, am zis să par altfel, schimbat, am dat, nu știu ce. Am simțit eu că Antonio nu e foarte pe felie cu mine așa, parcă, da, am zis, bă, poate mi se pare. Și aia a fost, după aia pauză, liniște, cum se întâmplă la noi, da, e un casting și după aia peste 5 ani te sună, te mai sună niciodată, știi? Zic, trece timp, zic că e, nu m-a fi plăcut, asta e. M-au mai fost emoțiile că atunci au rugat a... Ți-ai zis un sincer, al diablo de dineros și aia e, da. Nu tengo dinero, exact. Să-i capitan, și am zis, asta e, se la vie. Și asta e. Am mers mai departe. După ceva timp iar mă sună Răcășan. Te iubește omul ăsta, nu, vrea să lucreze cu tine. Eu i-am spus din start și tot îmi chemea de actriță, dacă o vrei, din start te-a vrut pe tine, mă, fetiță, pe tine te-a vrut, dar a vrut el să se convingă și a mai văzut și altele și nu știu ce. Zic, băi, tu ești sigură? Da, trebuie să semnăm contract, nu știu ce. Zic, oh, Doamne, deci chiar plec, deci chiar se întâmplă, de adică nu e, de data asta chiar mi se întâmplă. Iar ți-ai făcut valiza, rămăsese de la 17 ani, nu mai încăpeam bine haine, dar m-am strecurat eu cumva. Așa, și de data asta chiar am plecat și m-am dus în Spania, unde am început un... A fost o școală a vieții acolo, la modul serios, deci a fost... cea mai mișto experiență și sper din tot sufletul să mi se mai întâmple genul ăsta de experiență. Ai cât masaj să mai și faci? Hai să
ajungem și la masaj, pentru că Manolo are un stil de a lucra cu actorul, adică el chiar te pune, domnule, acum nu știu dacă l-a pus și pe Antonio să moare femeii. Și să le mănânce. Să le mănânce. Dar cum a luat Antonio proba, că nici el nu era, adică nu era scris pentru el, chiar dacă el era o vedetă în Spania. Somitate. Da, e o somitate. Mai e cunoscut. Nu, e foarte, foarte cunoscut. E foarte. Deci mergeam cu el pe stradă și toată lumea era... Autografe. Autografe, poze. Era, na, era... Ai apărut la Inca în Can? Nu știu. Cu el prin Granada, da. Și, da, el a început așa. M-am venit acolo, m-a chemat, în primul rând. M-a chemat pe... Deci, abia era ianuarie, ceva, 2-3 ianuarie. Și surpriză, acolo erau sărbători la ei, dar el m-a chemat, eu nu știam că m-a chemat să stau singură în hotel ca să intru așa în starea personajului, știi, să aprofundez. Dar eu eram anxioasă, dar pe bune era super dubios, nu era nimeni pe stradă, eu singură mergeam, mai era câte un nene, o tanti care se mai plimbau și ei pe acolo, dar nu erau spanioli, clar, că... Toți spaniolii erau pe parte, știi, și mă gândeam, puteau să mă invite și pe mine la o fiesta, la ceva, la o fiesta, stau aici, în camera de hotel, începutul a fost horror, deci nu, mă gândeam, serios, să mă întorc acasă, pentru că nu, au fost câteva zile în care nu reușeam deloc să mă identific cu spațiu, cu oamenii, toată lumea era cu familia, eu eram singură în Madrid, în și hotel. Da, și de sărbătorile lor, că erau, nu știu ce sărbători au, Los Reyes, Magicos, ceva, regii, au ei o sărbătoare fix după Revelion. Am chemat-o să joace în singură de Crăciun. Da. Deja sunt pregătită pentru asta, știu cum e. Așa, și pe urmă, mă rog, la un moment dat s-au trezit din beție și au revenit cu toții și au zis, Olimpia, trecem la treabă. Și da, am plecat în Granada, unde am început repetițiile, am început un curs intensiv de 2 săptămâni de limba spaniolă, în care nu aveam voie deloc să vorbesc engleză, adică dacă nu mă descurcam, trebuia să găsesc o soluție în care să vorbesc în spaniolă. Steam de dimineață până seara, stăteam cu o fată, o profesoară, îi spuneam eu, dar nu era ăsta jobul ei de zi cu zi. Fatima o cheamă și stăteam cu ea de dimineață până seara, ne plimbam prin oraș, făceam tot felul de activități și am vorbeat noi numai în spaniolă și eu ascultam în principiu. Și la un moment dat, nu știu, am ieșit cu ceva timp înainte să începem filmările la o petrecere, eu eram super debusolată, nimeni nu vorbea cu mine, eu nu puteam să vorbesc cu nimeni, asta era frustrarea mea foarte mare, pentru că sigur nu aveam, înțelegeam tot ce mi se spune, ajunsesem în punctul în care înțelegeam tot ce mi se spune, dar nu aveam vocabular, evident, după 2 săptămâni acolo, cât puteai să, da, să asimilezi, da, și ne-am dus noi la o petrecere și înainte să înceapă filmările era o chestie și... M-am băut eu niște ce era pe acolo. Sangria, probabil. Sangria, da. Din astea, așa. Și am început să vorbesc spaniolă. Și toată lumea era... Dar nici mie nu venea să cred. Adică eu vorbeam și eram, băi, eu vorbesc? Deci, deodată, deci era, s-a produs declicul ăla. Că, de fapt, ea exista asta cumva, creierul meu, dar era blocat de emoții, trac și așa mai departe. Și după acea petrecere de pomină, Olimpia Melinte a început să vorbească spaniolă. Și lucrurile au funcționat foarte bine. Au fost repetiții foarte multe, făcute cu Antonio și cu regizorul. Au fost cursuri de masaj pe care le-am făcut pentru că una dintre gemene, Nina, era masioză și e foarte interesant că eu am făcut, cât am stat acolo, cursuri de masaj. Am avut clienți, ca să ne înțelegem. Real. Adică, pe bune. Pe bune, deci oameni care veneau la masaj. Mie, și probabil că nu știau. Nu, ei nu știau povestea. Profesoara mea era o tipă extraordinară, deci... Mă rog, toată lumea o iubea pentru ce făcea, pe lângă faptul că făcea un masaj extraordinar, era și o tipă de asta cu energii, cu lucra într-o zonă de asta mai specială cumva. Și la un moment dat, după, nu știu, vreo 2 săptămâni în care învățam fiecare mușchi, cum trebuie masat, în ce direcție, ce faci cu mâna stângă în timp ce mâna dreaptă face, nu știu, adică, na. E o meserie în sine, da. Nu poți să o înveți în 2 săptămâni, clar. Era un prieten de-al ei, am aflat după aia, care știa cine sunt eu și ce caut acolo. Te-a dat examenul cu el. Da, și mi-am dat examenul. Și m-a lăsat, eu nu mă așteptam ca...
clar să-i fac eu masaj, pentru că de obicei asistam la ce face ea și poate la final mă mai lăsa să mai, adică un bonus pentru clientă sau client, mai făceam și eu ceva la spatele lui. Sau ai luat vreodată tips? Nu. Nu. Dar să știi că nu se dă. Să știi că nu se dă acolo. Adică la ea n-am văzut niciodată să-i lase clientul ceva, nu. Înseamnă că aveam informații din alte tipuri de sale de masaj. Probabil, eu acolo încă sper să nu. Așa, și... Bine, dacă rolul o cere acum, n-ai ce să faci. Nu acceptă rolul, e foarte simplu. Da, eu știu, Doamne, ferește, dar nu, e prea mult, e prea mult. Și a venit omul și profa la, mă rog... Ideea e așa, intră clientul, îi explici, asta e masa, nu știu ce, aici vă lăsăm prosopul, halatul, a? Noi ieșim, el se dezbracă, își pune halatul, își pune prosopul și ne așteaptă să fie, să vină masioza. Și eu stăteam cu ea afară și ea mă întreabă, ești pregătită? Zic, da. Păi știi că tu faci masaj. Zic, cum, eu singură? Da, 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 tu singură, eu plec. Ups. Zic, oh, și rămân eu singură cu el și fac masaj? Da, 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 hai că o să te descurci. Și am intrat, eram toată... Dar m-am descurcat, i-a plăcut foarte mult, aproape a dormit, ceea ce e un semn foarte bun. Și mi-a zis la final de curs, așa, că dacă vreodată vreau să-mi schimb meseria, mă așteaptă. Că am niște mâini foarte bune, aparent. Okay. Ceea ce, na, mâinuțele astea mici, dar iată că am făcut o treabă bună. Deci el a fost primul meu client și chestia e că în film exista o singură secvență în care... Nina făcea masaj, nu adică era ca și nu vedeai, pentru nimic. Da, nu vedeai la masaj non-stop, să zici că îi face masaj lui personajului Carlos sau mai știu eu ce. Nu, era o singură, dar pentru secvența aia minusculă în care ea îi face masaj lui pentru felul în care arată mâinile. Dar știi care e chestia? Că de fapt te schimbi complet când intri în lumea aia, pentru că ele au un alt fel de a... de a gesticula, un alt fel de a merge, adică pentru mine era... Simt altfel lucrurile. Da, știi, pentru mine era mai mult decât mă duc acolo să fac, observam pe profesoara mea. Și a fost, m-am întâlnit cu profesori de kineto, am vorbit despre corp, despre musculatură, despre oase, despre... Deci a fost, dar a fost absolut revelator. Ca să înțeleagă oamenii cam ce e în spatele unui film, că nu te duci, te uiți la ceas, ai că încep să dau replicile, s-a făcut 6... Nu că există și zona asta, dar pe mine nu mă interesează zona asta. Pe mine mă interesează să... Am zis film. Da, da. Dar ce atenția exact. De tare a regizorului, pentru că putea să zic, ok, te mai filmezi de la spate sau cumva altcineva care seamănă cu tine face masajul. Cascador la masaj. Da, prin planuri și din montaj se reglează, dar a vrut totul să fie cât mai realist. Nu. Exact, a vrut totul să fie realist și a stat acolo atent, o chema și pe profă să vadă cum la repetiții, cum mă descurc, dacă fac ce fac bine. Da, a fost foarte frumos. Și mi s-a părut fascinant tot la Canibal că a trebuit să te îngrași și te-ai îngrășat cu un nutriționist, adică n-ai mâncat ca... Și la selfie m-am îngrășat tot cu un nutriționist. Deci controlată treaba, dar ideea e că eu, adică, na, cred că fiecare avem niște kilograme cu care organismul nostru se simte bine. Așa mă mint și eu, da. A fost foarte greu să mă îngraș. Și Antonio... N-am vorbit cu cine trebuie, adică... E bine, mă, că nici nu putea să mânce toate mizierile, îți dai asta seama. Asta e, da. Trebuia să și mai revină deși după aia. Deși am cam rupt. Era un Burger King în capătul străzii, îl țin minte, și acolo mă duceam după filmări, direct, îmi luam meniu. Da, mergeam la o nutriționistă în Madrid, nu esteam în Granada, mergeam în Madrid la ea, stăteam, mă cântărea, se uita, să vadă, să nu fie, na, glicemie, nebunie, da, nu. M-am îngrășat 10 kg, într-adevăr. Antonio mă tachina, spunea, n-o să reușești, pentru că știa că dacă cu cât mă stresează cu treaba asta, o să îi arăt eu lucru. Să mănânc și mai mult. Exact. Dar le-am pierdut foarte ușor, chiar în timpul filmărilor, că, na, filmarea te consumă, n-ai cum. Și, na. Dar, practic, ați filmat primele secvențe, a fost cu Alexandra cea slabă, nu? Da, exact. Tot? Și după apoi aia, ca să aveți racord, că după aia era... Da, exact, am luat o pauză, nu mai știu după de aia Nina cea grasă. După aia Nina cea grăsuță, mă rog, grasă, dă-i seama. Fii politically corect, mai plinuță? Da, dar nici măcar, adică știi... Nici măcar. Da, pentru că eu oricum... 10 kg nu sunt mare 10 kg la mine se vedeau, într-adevăr,
se vedeau, dar nu foarte tare, știi? Dar au contat foarte mult totuși, pentru că apoi când am mers cu filmul prin lume, pe unde am mers noi cu el, oamenii nu își dădeau seama. Erau foarte mulți care nu își dădeau seama că sunt, credeau că sunt două actrițe. Și pe mine mă considerau Alexandra și spuneam, dar eu sunt și... Și așa, știi, se uitau la mine... Ia, adică foarte, foarte mulți au făcut. Trebuia să ceri de două ori bani. Băi, uite, nu m-am gândit la asta. Dar niciodată nu-i prea târziu, da. Domnule Giurgiu. Vă rog să reconsiderați contractul. Cu ocazia asta ai ajuns și la Gala Uniunii Actorilor din Spania, da, și nu știu câte românce se pot lăuda că sunt revelația anului. Da, am fost, dar știi ce e ciudat? Că eu n-am fost la gală. A fost agentul meu, încă e la el premiu, n-am fost să ridic. Dar îmi pare rău că m-am dus la Goia, că poate luam și Goia dacă nu mă duceam, știi? Poate... Uite, fie aici. Ca mai am un premiu la fel la festival de film din Italia, unde la fel n-am putut să mă duc și iar am câștigat. Pentru cei care nu se uită nici măcar la Vlad, premiile Goya sunt un fel de Oscaruri ale lor. Da, adică, sunt un fel de Gopo. Gopo, da, ca da, să păstrăm proporțiile. Și pentru români, da. Da, să înțeleagă și, mă rog, dacă... Deci Gopo, omulețul ăla. Omulețul ăla pe care... Da. Celebrul omuleț Gopo. Și trecând de la premii, după aia a ajuns în țară cu filmul Latif, proiecție specială. Da, Latif. A venit și regizorul și ai luat și interviu. Da, 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 i-am luat interviu. Deci ți-a folosit că ai făcut jurnalist. Vezi, nu degeaba, da. Dar a fost un interviu în care am râs non-stop. Eu aveam și o stare mai specială, că eram gravidă și eram așa, pe norișori. Adică pentru mine perioada de sarcină a fost, nu știu, eram în alt... în altă dimensiune cu totul, dar da, i-am luat și interviu și da, a fost primul meu interviu pe care, iată, l-am luat, unui regizor spaniol. Bă, aș putea să trec asta la CV, să știi. Te rog, cum trebuie, da. Este da. Pe YouTube da, da, interviu, este, puteți să-l căutați. Da, da, da. A fost, o întâlnire frumoasă, ca de obicei cu publicul de la noi, pentru că da, oamenii au așa un fel de mândrie, știi, mamă, uite, o româncă, e, știi, e un fel de a gândi a românului când vine vorba de film internațional, de film. Da. Dar, nu, Latif tot timpul a mers cu plăcere. Dar mândria asta ai resimțit-o și tu când ai avut proiecte afară? Că ești româncă și uite unde ai ajuns? Da. Da, știi care e chestia? Noi mergem, de fiecare dată am simțit asta când am mers cu film românesc în afară, că avem așa o modestie, noi, ceea ce străinii nu o au, ei sunt foarte asumați, fiind de unde vin, asta am făcut, vă place bine, nu, dar vreau să știu ce nu v-a plăcut și aș vrea în timp să... Noi nu, suntem așa ușor umili. Să nu deranjăm. Să nu deranjăm. Da, da, da. Ceea, și eu... mergând prima oară în afară cu un film străin și cu sete opere, cu filmul italian, eu m-am regăsit în ce sunt ei. Și atunci, pentru mine, da, sunt din România, era o onoare cumva să fiu acolo, dar și faptul că, uite, eu sunt singura din distribuție, acolo jucam cu un actor la fel super celebru în Italia, Roberto Erlițca, care avea pe atunci spre 80 de ani, foarte în vârstă, dar era idolatrizat de toți oamenii, mă rog, de la anumite tinerii nu-l cunoșteau, pentru că na. Eu m-am regăsit în... Așa am crezut că se întâmplă lucrurile, după care am început să merg cu filmele noastre și nu înțelegeam de ce toată lumea de la noi așa foarte cu mințică, că nu... Milă. Da, milă. Dar de ce oare? Da. Nu știu, cred că e vorba pentru de educație. Pentru că avem mizeria cu rușinea pe da, care ne apasă care... de... Mm-hmm. E vorba de educație. Să nu știi cum să ne deranjez, să mulțumesc. Da, acasă n-am fi așa. Exact. Sau un trafic. Exact. Știi? Da, să nu deranjez, să... e suficient, nu vrem... Da, acum nu zic să vii să dai cu pumnul masă, mama, eu sunt român și ce film mișto am făcut, dar ar trebui să înțelegem că dacă am ajuns acolo printre niște oameni care ne apreciază munca, înseamnă meritați. Că... Da, înseamnă că am făcut o treabă bună și am putea să ne bucurăm de ea. Dar ca stil de lucru, pentru că s-a tot vorbit de treaba asta cu cum se lucrează în afară, cum se lucrează în România, știu că ai povestit într-un interviu că ai avut o experiență nefericită cu un regizor, nu știu, n-ai dat numele atunci. Știi cum e? Sunt regizori care lucrează, cred că dacă umilesc actorul și îl scot din zona lui de confort complet, s-ar putea să scoată din el cei mai buni. Știi, să iasă la lumină. Și la unii funcționează, probabil. Și la unii actori funcționează. Dar aici regizorul ar trebui să simtă actorul. Mm-hmm. La mine nu funcționează. Pe mine, dacă ai încercat să mă umilești, o să-ți răspund pe măsură și s-ar putea să mă ridic și să plec. Adică nu mă... Simplu. Da, așa am fost
aproape tot timpul. La început, într-adevăr, mi-am învățat lecțiile. Dar, da, e dureros. Știi care e vorba de, iar mă duc în povestea asta cu feminismul, cu Me Too și cu toată nebunia asta. Dar foarte bine, asta are legătură cu, da, cu pentru că, despre ce discutăm. În momentul în care ești femeie și am fost educate încă din facultate, dacă ești la actorie, și am fost educate și în familie, că fetele trebuie să fie într-un fel, trebuie să se îmbrace într-un fel, trebuie să vorbească într-un fel. Uneori bărbații de aici, din România, în afară s-au schimbat mult. Asta e o diferență foarte mare. Un bărbat în afară, dacă vede că ești prietenos cu el, pentru că ești o femeie educată și pentru că nu, ei înțeleg asta că suntem prieteni și ok. Punct. Aici bărbații încă mai au chestia asta. E prietenoasă, e drăguță. Vrea ceva. Uite, îmi zâmbește. Dar poate să, știi, și atunci când... Băi, stai puțin. Eu sunt un om educat, sunt o femeie educată, mă comport frumos cu tine, dar asta nu înseamnă că las o portiță deschisă, că cine știe s-ar putea să, din punctul meu de vedere, reușesc să delimitez atât de bine lucrurile. Eu pe set sunt un om care a venit să-și facă meseria. În afara lui, dacă ne întâlnim, eu știu, undeva, la o bere, la o petrecere și simt că tu vrei ceva și în același timp și eu vreau ceva, acolo e altceva. Uh-huh. Discutăm despre cu totul alt lucru. Dar pe set, eu nu-ți permit ție să, nu știu, să îmi faci ușoare avansuri. Când faci un compliment, da, înțeleg, dar mi-l faci până actriță, sunt actrița din filmul tău, normal că o să-mi spui, wow, ce bine arăți azi, ce fain te-au machiat, ce bine ți stă costumul. Nu, eu nu le percep pe astea că, mamă, se dă la mine. Nu, apropo, știu foarte bine că... Apropo de compliment, mi-am să aminte acum că ziceai în filmul lui Peiu și al lui Zei, mi-a plăcut foarte mult când zice partenerul tău din film, arăți frumos. Mi s-a părut super mișto. Da, e foarte... Adică nu arăți bine, nu arăți ești frumos. Așa, arăți frumos. Era da. Așa pe un... Foarte calm. Da, foarte frumos. Apropo știu momentul ăla. Înțeles că pe mine m-a emoționat filmul ăla, adică și nu cred. Sunt ușor și, și pe mine, uite că mi-am reamintit acum de el și am intrat puțin în starea aia. Da, e un film... Da, Toma și Luiza, așa îmi doresc să mai facă, cu mine sau cu altcineva, dar fac o echipă absolut fantastică. Eventual cu Kate Winslet, pe tot. Ah, ce frumos. Eu aș putea să-mi fiu, fie mătușă sau ceva, să lucrăm împreună. Doamne, Doamne ajută. De ce nu surori? Mamă. Sau surori, da, sau surori, da. Deși nu, mama e destul de tânără. Nu, păi nu, că e... Nu e diferent. Am cunoscut-o pe Kate Winslet, că am și cunoscut-o, așa, dar am vorbit, am schimbat câteva vorbe cu ea, la Toronto Film Festival. Eu când am văzut-o am zis, nu pot să cred că am fotocol în același timp cu femeia asta pe care o ador, efectiv, mi se pare o actriță fantastică și o femeie mișto și... Și am intrat cumva, se întâmpla în același timp, ea a ajuns prima, apoi am urmat eu și am ajuns acolo și stăteam, acum te serveau cu una alta și m-am apropiat de ea și am vorbit așa foarte, foarte scurt și am privit-o în ochi și, nu știu, este atât de umană și de frumoasă, dar genul ăla de frumusețe care n-are, e timeless, știi, e absolut fantastică, mi-a plăcut, foarte... Foarte frumos așa moment, îl păstrez cu mine că... Și poze? N-am făcut poze. Cred că nici nu aveam telefonul. Da, venisem pentru fotocol, n-aveam geantă, n-aveam chestii, eram destul de n-aveam. Și nici eram cu Manolo și cu Antonio. Antonio era tot... Ai vorbit cu ea? Era tot, făcea glumițe pe acolo, știi că... Eram eu super emoționată. Uite, mi se pare foarte interesantă relația asta dintre oameni și relația dintre actori, cum ai spus tu, admir pe Kate Winslet și am putut să vorbesc și e un om normal și s-a făcut o așa mare bucurie pentru că ea este cumva e o mare actriță, da, cumva. Dar uite, păstrând nivelul ăsta și la tine au venit foarte mulți tineri pe Vlad, exact. Am vorbit cu Olimpia, vai ce drăguță e, da, adică nu. Pentru ei e și umană. Tu ești o mare actriță, deci, după pentru Vlad, că depinde unde te raportezi, știi, adică după cei care se uită chiar, la serial... Da, dar și după, și după selfie veneau, deci da, după selfie da, am avut cele mai frumoase întâlniri cu adolescenți, pentru că la fel am fost prin toată țara cu filmul, și veneau la mine din tot grupul, da, că era Crina, Vlad, mă rog, Flavia, și la mine toate fetele veneau, fete care se regăseau în personaj, da. Și spuneau că mulțumesc, nu știu, și după aia poți să te îmbrățișez. Acest post să te îmbrățișezi mi se părea atât de frumos și mă îmbrățișau, deci cred că m-au îmbrățișat sute de adolescente în perioada aia și mi se părea super și Doamne, ești așa de drăguță și în realitate, zic,
ok, la Vlad în schimb e fix invers. Ești, mamă, ce drăguță ești în realitate, știi? Zic, da, nu, okay. nu în serial ești bici. Da, în serial. Spuneai la un moment dat, apropo de Vlad, că nu te vezi în rol de femeie fatală, bine, asta spuneai prin 2014. Între timp și cum? Că fix asta am observat, m-a bușirul să zic, ia uite-mă, păi da, îmi Vlad ce faci? Măi, Vlad, eu n-am abordat personajul așa, e, să nu știi. E chiar, da. Așa e și la montaj, așa l-au făcut. Că l-au construit, așa. Că l-am construit pe parcurs așa, pentru mine Eliza și Eliza asta e o fată venită dintr-un cartier mărginaș al Bucureștiului, care are o poveste super trist, tragică da. În spate și care ajunge da, să aibă foarte mulți bani și să se învârtă în lumea asta. Dar ea, esența ea, nu e o femeie fatală. Ea, da, nici eu n-am perceput ea așa. Ea o vezi așa, da, bine, că, nu te, știu, face, ca aspect, ca că te face da. Prezență, că te face în casino ca... pe acolo, că porți rochiile alea și că da, 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 sigur, într-adevăr, bărbații din film toți sunt leșinați da, da. După ea. Dar ea, în esență, nu e așa și eu de asta, oricum eu tot timpul fug de clișee, adică nu e bă, femeia fatală, bă, târfa și nu mai știu ce. Call nu, girl. Nu mai e. Nu mai e. Nu. Nu, da. Da. Call girl, așa. Adică e, e o femeie cu, na, cu, alei, cu, toate, cu toată istoria ei în spate. Dar, da, ei au transformat-o și sigur pentru, pentru un serial și mai ales pentru televiziune. Și în garderobă trebuia să fie ceva spectaculos. Trebuia să fie o apariție. Cumva, știi, trebuia să fie o apariție și părul și toate alea. Adică au mers mult pe, na. Dar, cred că de asta și femeile care s-au uitat la serial au rezonat foarte mult cu Eliza, pentru că nu o vedeau rece, așa cum era cumva personajul în relație cu bărbații din serial, era foarte, foarte rece, foarte rezervată. Dar văzând-o suferind, văzând-o copilul cu sora, cu tatăl, cu așa, s-au regăsit foarte mult în ea și a dispărut platoșa aia pe care chipurile o avea și o are personajul. Ce ai povestit de fani mai devreme. Au fost momente, alte momente emoționante după serial sau poate nu neapărat cu Vlad, la proiecte de celelalte pe care le-ai avut. Nu emoționante sau pe partea cealaltă, stânjenitoare, nu știu, cereri în căsătorie sau nu știu ce. Astea au fan fost care, multe da? Cereri, da, cereri au fost. Și nu le-ai onorat. Și nu le-am onorat, că le-am nu zis, pe toate, băi, stai puțin că sunt... That ship has sailed, adică nu se mai... Dar, nu, știi cum a fost la Vlad? A fost absolut extraordinar. De ce? Pentru că, la început, în primul sezon, Eliza era urâtă, efectiv, de toată lumea. Deci primeam mesaje de genul, sper să mori, te urăsc. Pe Facebook sau da, pe Instagram, pe Facebook, te urăsc, ești o jigodie, să mori. Dar ești se întâmplă la multe filme. Ești deci, băi, m-au bălăcărit în ultimul hal. Eu, când filmam și țin minte exact că vorbeam cu Jesus și spuneam, Jesus, everybody's gonna hate me. Și Jesus era, yes, they have to hate you. Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Am persoane din familie care încă nu s-au recuperat 100% după ce au citit toate mesajele. Eu nu citeam, că pe mine nu mă interesa, evident. Ce primeam eu în privat, da, pe alea le citeam, mă amuzam, le mai postam, mi se părea super haios, adică mă înjurau rău, adică așa, urât. În sezonul 2, Eliza își spală păcatele și deja lumea începe să o iubească și toți au trecut de partea cealaltă, o săraca, ce sau, ipocriților. Ce bine că a trecut, ce bine că e săracă sau ce bine că suferă, lasă că așa merită, dar parcă uite dacă ar iubi eu, dacă s-ar iubi cu Vlad, dacă... adică a fost... Bă, ce-mi place empatia românilor, deci e ceva incredibil, este ceva incredibil de da. Și în continuare oamenii, și acum, atunci nu mai zic că eram Eliza, adică mă opreau femei, nu că mă opreau, mă salutau doamnele în supermarket și era ceva, bună ziua, ce mai faceți? Și eram, oh my God, oră știu, nu știu, să nu fac o gafă, dar eram sigură că nu știu, dar ea mă știa de la televizor. Foarte multe, doamna Eliza, ce bine că ați venit pe la noi, cu ce vă servim? Și eram, oh, dar răspundeam și eu, na, îți dai seama, eram doamna Eliza pentru trebuia foarte multă trebuia să răspunzi ca în film, lume. Dispari. Da, pentru foarte multă lume, da, au fost momente foarte emoționante cu selfie, mi-amintesc, clar. Pentru că e un film care vorbește le vorbește adolescenților, iar exact. Adolescenții au nevoie. O generație. Da, eu sunt o generație care are nevoie de să se simtă înțeleasă. Și a fost și printre primele filme de genul ăsta, de public. De tineret, așa. Eu cred nu că prea s-au făcut. De alea. Așa mai recent, cred că e prima. Cred adică că a fost prim, da. După da, a fost Vacanța Mare. Bine, acum, a fost mai de mult. Da, da, și după ăla n-a mai fost. Ăsta a fost, știi? Și a fost un boom. Primul selfie a fost, țin minte că erau cinematografele pline peste tot pe unde mergeam. Și
tinerii erau absolut îndrăgostiți de noi și de poveste. Și influențe de ale selfie-ului, ca să spun așa, se văd inclusiv în filme pe care le vedem acum la cineva, târziu, cum, da. cum ar fi Team Building sau Miami Beach sau cele pe care le-au făcut România, pentru că au luat cam aceeași rețetă, că hai să mai luăm cât o vedetă. Da, dar e un pic alt format, știi că selfie era mai cald, mai, era mai cald, orientat către tineri și către... Și cred că selfie era mai orientat spre emoție. Vedeai multe emoții, adică vedeai fiecare avea o problemă. Da, o problemă pe care... Era mai lucrat. Și era lucrând. Măi, noi la selfie, ce să zic, noi am avut la selfie pentru că aveam pe Flavia, care nu mai făcuse actorie și trebuia să... Na, Flavia să, Hojda. Flavia Hojda, da. Ea era, venea cumva, nu știu, de la Megastar, da, da, fusese pe acolo, da, sau fusese în final, o chestie de genul, sau chiar câștigase, nu mai știu exact. Și Cristina și-a dat seama că era o discrepanță foarte mare între noi toți care făcuserăm asta și veneam din facultate și cu un background și așa, și ea care nu. Și atunci a luat coach de actorie care a stat cu noi înainte, am făcut repetiții tot așa vreo lună, cred, după care a stat cu noi în permanență și era acolo pe set mai mult pentru Flavia să o ajute și să-i mai... Pentru că e complicat, na, pentru fiecare înțelege meseria asta în timpul și în felul lui, știi? Și pentru ea așa au funcționat lucrurile. Dar și la Selfie 2 la fel a fost, deși deja aveam experiență și ea avea experiență, tot și-a dorit foarte mult să lucrăm cu cineva, cu un coach. Ajungem și la Planșa? Oh, ce frumos. La Planșa, dacă vrei, la Pisi Pisi Pam Pam. Oh, Doamne! Pisi Pisi Pam Pam a fost primul meu scurtmetraj. Primul. Asta îmi spunea ieri, ce mă uit la Pisi Pisi Pam Pam, zic, unde l-ai găsit? Doamne, Pisi Pisi Pam Pam, Doamne, deci... Da, Pisi Pisi Pam Pam a fost în acest... Un proiect de școală, practic. Da, un proiect de școală. Eu nu știam ce asta proiect de școală. Eu am venit acolo, fac un scurtmetraj. M-au chemat de la București, am fost și la casting pentru el, că îți dai seama, eu am fost la casting, de asta pentru mine părea ceva așa. Și m-am dus, am luat, erau toți super impresionați, toți copii, mă rog, eram cam de vârstă, na, toți eram niște copii și l-am făcut, a fost foarte, foarte haios și interesant pentru mine să lucrez cu studenți, nu știam cum stă și pentru că a fost prima mea oară când am dat cu nasul de lumea filmului, eu credeam că așa se lucrează. Și când am ajuns mai târziu la Cele ce plutești, l-am cunoscut pe maestru Daniel Iuc și am văzut cum se lucrează și ce înseamnă lumină și ce înseamnă... Buget, exact. Eram, wow, ce tare, ce-mi place, vreau să mai fac asta, dar ăla a fost, cred că, nu... penultimul film pe peliculă pe care l-am făcut. Și după aia lucrurile au evoluat, mai simplu, digital. Da, dar e foarte frumos cu pelicula. Într-adevăr, repet și așa, trebuie să ai un DOP care trebuie să fie sigur pe ce face. Era mai strictă lucrurile. Și da, dar atunci când dă drumul la cameră și auzi efectiv, ăla e cinema, pentru mine ăla e cinema și mă bucur că am avut ocazia să fac. Am făcut doar două, e adevărat, poate, cine știe, vor mai fi și altele, dar pentru mine ăla e, aia e definiția cinemaului. Păi chiar și acum, stereotipul ăsta pentru când ai, nu știu, vrei să faci ceva legat de film, auzi rolul aia de film de la proiector? Exact. Orice ar fi, adică chit că nu mai folosim alea de 1000 de ani. Da. Planșa. Planșa, febră musculară. Da. Filmul care eu te-am descoperit și după aia te-am stocărit când am căutat tot ce există. Mare fan. Da, i-am zis că sunt idolul tău de mic. Da. Nu, chiar mi-a plăcut foarte mult Planșa, nu știu cum am ajuns să-l văd și după aia am căutat toate filmele. Atunci am dat chat pe Facebook, mă rog. Atunci, dar stalker, da, spunem tot. Documentarea, da. Măi, a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă experiența la Planșa, pentru că la fel eram toți, ori proaspăt absolvenți, ori încă studenți. Toată echipa, el a fost produs de Chișu și a fost un proiect pro bono. Eu acolo nu am fost plătită pentru Planșa, aveam sandwich-ul zilnic și o diurnă tot așa de nu știu câți lei. Da, erai la mare. Da, stăteam la Constanța, e adevărat, și făceam antrenamente serioase de scrimă împreună cu tata regizorului, care joacă și în film, de altfel, este antrenorul din film. A fost o experiență foarte frumoasă, tocmai din motivul ăsta, că mie îmi plac foarte mult proiectele în care
pleci cu echipa și stai acolo în ziua aia de filmare, în care te trezești dimineața, te întâlnești la micul dejun, vezi, mă, ce filmăm azi, cum, unde ne ducem, ce se întâmplă. Te ajută? Mă ajută enorm. Și mai am o chestie pe care a descoperit-o, de fapt, eu n-am conștientizat-o niciodată, dar mi-a spus-o Jesus și vorbeam cu Jesus, cu care am lucrat cel mai mult dintre toți regizorii, că au fost niște ani regizor, acolo. Să spunem, printre altele regizor, și la Vlad. Da, printre altele la Vlad, dar acolo am lucrat eu, na, 3 ani am lucrat cu el. Și sigur că îl mai întrebam, da, cum lucrează actorul ăla, cum lucrează actorul ăla? Da, eu cum lucrez? Și îmi spune, you, Melinte, you like stories. What do you mean? Well, you always come to me and you always say, tell me something. Please, Jesus, tell me something. Și e foarte adevărat. Eu așa lucrez. Eu am nevoie de poveste. Adică dacă regizorul îmi povestește și, nu știu, la micul dejun când ne întâlnim dimineața toți și îl întreb. Și astăzi și personajul meu, deși eu știu, evident, mi-am făcut temele, dar mă ajută să-mi povestească în continuitate, nu numai neapărat despre personajul meu, despre povestea filmului în general. Eu așa lucrez. Pe bază bine, da. Da. Cred că are legătură cu faptul că ascultam povești când eram mică non-stop, adică eu toată copilăria mea am trăit cu un pick-up și cu un vraf de discuri pe care le ascultam și le știam pe de rost, și pe noi de rost. La fel, copiii Capitanului Grant, da. Și toate alea. Păi le-am citit întâi, înainte să le aud. Aveam cărți la București, nu era așa. La Iași, nu, direct, ne dădeau, dar nu știam. Aveam casete video și plăci de... Eu aveam, da, noi aveam... Așa le ascultam și noi. Știi, dar, că zi, nu. Ți-am zis la piesa de teatru de la Ateneul Tătăraș, unde ai jucat, treaba cu numele, da, cu așa. Da, e chiar. Am mai descoperit o chestie, acum probabil că o știi, sau în filmul Planșa te cheamă Anda Volta. Da. Și Volta este o mișcare de la Scream, mă gândeam că e un inside joke al... Da, la special Andrei a căutat numele ăsta. Mi s-a părut foarte interesant. Să fie în zona asta. Ai spus de povești, că ți-au plăcut poveștile. Mm-hmm. Așa ajungem încet, încet la Serion Pantalon. Oh, Serion Pantalon în Țara Amintirilor, da. E o poveste Te pe plictiseai care... în pandemie? Mă plictiseam. Știi care e chestia? Eu tot timpul am scris, că uite, de asta am și scris scurtmetrajul ăsta, de asta cu studenții lucrez la facultate, dezvoltăm împreună un serial al unei ATC-ului, adică pe mine mă interesează zona asta, mă interesează, îmi place să stau cu mine și cu pagina goală în față și să scriu. Probabil că eu par așa o tipă foarte extrovertită și comunicativă, dar de fapt am nevoie de spațiul meu și de timpul meu și când sunt în fața paginii goale, mă simt foarte, foarte bine, știi, să o umplu cu ce se întâmplă, cu ce gânduri. Simt, cu gânduri, da. Da, nu știu dacă e vorba de plictiseală, cred că îmi doream foarte mult să marchez faptul că fiul meu urma să meargă la școală, să înceapă clasa 0, știi? Vreau să fie așa o chestie, o amintire a noastră, ca peste ani el să aibă treaba asta. Măi, uite, eu am scris cu mami povestea asta, cu acest personaj al lui din imaginar, prietenul lui imaginar de la grădiniță și mi s-a părut, nu m-am gândit să o public inițial, pur și simplu am scris-o, el mă punea să o, am scris-o împreună, am gândit-o împreună, el mă punea să o citesc obsesiv de pe laptop, deci era ceva, după aia am rugat, era pandemie, n-aveam unde să o printez, n-aveam imprimant, a fost așa o nebunie, până la urmă am găsit, deci obsesiv mă punea să o citesc. Și apoi vorbind cu Luiza Ene, care era pe vremea aceea PR la Vlad, la Pro, ea are un blog de carte foarte frumos și fiind în lumea asta a cărților, i-am povestit că uite, ce ai făcut, mă rog, ce mai faci? A, am scris o poveste? Păi și nu vrei să o... Zic, ei, cine sunt publice mie? Și iată. Hai. Și zic, hai că o mai gândesc. Și inițial am mai dat-o oamenilor apropiați, actori, care știam că au... Să culegi păreri. Da, să văd ce păreri au. Și toată lumea a fost impresionată. Am trimis-o și Raluca Anton, psiholog, care, la fel, ca să-i cer și eu o părere din punctul ăsta de vedere, dacă, nu știu, îi ajută pe părinții care urmează să-și dea copiii la școală, dacă înțeleg care sunt etapele, dacă am scris ceva coerent sau e... Dacă e digerabil. Exact. Și da, ei tot așa, i-a plăcut foarte, foarte mult, ea tot având și ea o fetiță ceva mai mare, dar fiind și mamă, a perceput-o, a înțeles emoția din poveste. Și da, am trimis-o la prima editură, la 3 editure am trimis-o, a fost fix ca în harapalbi. Și primele 2 m-au refuzat.
foarte politicos, mă rog, unii într-adevăr nu făceau cărți pentru copii atât de mici, făceau cărți pentru copii ceva mai mari. Cea de-a doua editură nu le-a plăcut, nu s-a regăsit așa, da. Probabil, sper. Așa. Și cea de-a treia, editura 3, iată, au fost foarte, foarte deschiși și am colaborat foarte frumos cu ei. Cartea a ajuns la foarte mulți copii și toate mesajele și toată lumea care mi-a scris după și oamenii care au venit pe la lansări, mi-au dat foarte mult curaj, pentru că nu mă gândeam că o carte pentru copii ar putea. Eu, cum am spus, am făcut-o din mai multe motive și odată să marchez, cum spuneam, trecerea lui Sasha într-o altă etapă a vieții, odată dispariția tatălui meu, care are foarte mare legătură cu povestea, pentru că tata apare acolo în poveste și pentru mine a fost o ruptură colosală și foarte complicată. Și la fel m-a ajutat și treaba asta să scriu despre asta și să-l revăd în paginile poveștii când vreau să iau, nu știu, când mi-e dor de tata, mă uit acolo și îl văd și îl văd pe malul lacului cu motanul lângă el, cum stătea și în realitate și zic, da, uite, încă există aici. Deci au fost mai multe motive. Da, pentru care am scris. Dar nu cred că o să mă opresc aici, adică, cum spuneam, mie îmi place să scriu și nu știu de unde a apărut la un moment dat zvonul ăsta că scriu un roman, nu știu, dar cu mult timp în urmă și m-au întrebat doi jurnaliști. Odată... colegi jurnaliști. Da, colegi jurnaliști. M-au întrebat despre asta și am rămas așa surprinsă și am zis, da, poate la un moment dat, cine știe. Ți-au dat idei. Dar chiar mi-au dat idei, dar nu știu de unde s-a lansat treaba asta. Puteai scrie un roman de epocă în care să și joci. Da, iată, eu aș vrea să joc în Maestru și Margareta. Dacă aude cineva, trebuie să se știe. Oricum a fost neașteptată apariția cărții, pentru am văzut pe Facebook și zic, Olimpia Melinte, zic, acea Olimpia Melinte? Da, pentru toată și lumea a fost că ai scris așa. Atunci și nu mi-a venit să zic, ia da. Uite, zic, dar ce chestie total diferită. Da, eu cam asta fac în perioadele în care sunt, n-am contracte, nu sunt liberă și am nevoie de perioadele astea de respiro ca să mă refac, ca să îmi dau seama ce vreau, cine sunt, în ce direcție să o iau, cum e și acum. Acum e o perioadă excelentă, îmi place la nebunie că sunt liberă, deci e atât de bine să fii liber, să nu... E, sigur îmi doresc și sunt planuri și să fac lucruri pe viitor, dar momentan mă bucur de ea și uite că în perioada asta mea cumva liberă am mai descoperit o valență a scrisului. Da, după 4 ani încărcați de Vlad, am scos și filmul lui Mihai Sofronea tot în perioada, adică în perioada respectivă Căutătorul de vânt, da, și cu Mihai a fost o întâlnire așa frumoasă. M-a chinuit Mihai într-un mod atât de frumos. Uite, cu Mihai am avut singura mea dispută, dar nu dispută, el n-a simțit-o așa, asta e absolut extraordinar. Eu am simțit-o, după o discuție cu el, eram la cazare, în miez de noapte, pe terasă, stăteam undeva in the middle of nowhere, într-un hotel, pensiune, mă rog, și ne întâlneam toți seara pe o terasă foarte mare. Mă rog, mai mult ei, că eu mă cam băgam la... Mie îmi place să dorm. Și s-a întâmplat... Nu că s-a întâmplat, mi-au zis, băi, dar tu nu ieși și tu niciodată, ce băbăciune! Zic, bine, hai că vin și eu, eu sunt mai așa, domnule, am filmare mâine, trebuie să mă odihnesc, trebuie să-mi fac meticuloasă, îmi fac și măscuța dacă simt eu că s-a uscat pielicica, dacă nu-mi stă firul de păr cum trebuie, eu, na. Perfecționist, așa? Un pic, da, și pe lângă asta, na, ăsta e instrumentul meu, adică eu trebuie să, na, cu asta lucrez, trebuie să fie, da, exact. Bine, hai că stau, dar eu nu-mi dădeam seama că de fapt Mihai mă chema să mă certe cumva. Aha, okay. Dar nu m-a certat peste, mă rog să mă certe, să mă trezească cumva. Mm-hmm. Pentru că eu acolo jucam o femeie de la țară cu o viață dură, care trăia singură, care era foarte, se contopea cu satul și cu tot ce înseamnă lumea aia. Și eu veneam dintr-un București super urban, de unde o filmam pe Eliza, prin cele mai de lux, fancy, mașini, case, bijuterii și whatever. Și am aterizat acolo, mie mi-a fost frică din stare și am spus de la început lui Mihai, măi, eu îmi doresc foarte mult să fac rolul ăsta, dar mie mi-e că nu o să pot. Pentru că
e o discrepanță foarte mare și nu am timp să stau efectiv aici. E adevărat că m-a chemat mai devreme să stau pe acolo, să respir aerul. Complet alt registru. Da, e complet alt registru. Și eu venind cu toată energia asta acolo în liniștea lor și în cum lucrează el foarte calm, foarte atent și așa. Nu te încadrai în peisaj. Nu prea mă încadram în peisaj, știi, dar chestia e că el nu mi-o spunea, cred că filmasem, o secvență filmasem, dar stăteam să vină și mie rândul și să mă mai acomodez. Și m-a luat la o discuție așa, el este un tip extraordinar de filozof la bază, adică cine îl cunoaște, foarte liniștit, foarte tipicar, după felul în care fumează și trage aerul așa și pe momentul în care scoate aerul îți spune câte ceva, are stofă de regizor și are și viziune. Mi-a plăcut enorm să lucrez cu el. Și m-a urecheat cumva așa, știi, foarte subtil, dar pe mine m-a durut, pentru că cu mine nimeni n-a mai vorbit în felul ăsta și nimeni nu mi-a atras atenția în felul în care mi-a atras-o el, dar problema e că eu am realizat că el are dreptate și de fapt acolo era problema. Că într-adevăr, eu veneam dintr-o lume, veneam cu, nu poți să le zici aere, dar aveam o altă dinamică printre ei acolo care erau așezați și inclusiv la filmare eu veneam cu altă energie obișnuită cu aici, hai nu mă așezasem, deși eu sunt un om care îi place să stea, să lucreze, dar aici pentru că n-am avut timp și nu m-am conectat 100% cu ei s-a întâmplat treaba asta. Greu să treci de la vuitoane la paporniță. Da, exact. Și da, Dar te-ai adaptat. M-am adaptat și nu că m-am adaptat, dar mi-a plăcut atât de mult discuția cu el și după, deși m-am dus în cameră, era și soțul meu cu mine acolo la filmări și am venit în cameră, mamă, super supărată. Deci eram terminată, am zis că nu. Și el era, băi, ce ai? Stai puțin, dar e regizor, e normal să-ți mai spun că sunt praf, eu nu pot să fac asta, că eu i-am spus de la început că uite, eu vreau, dar nu pot și drame, al meu era oricum el. Bine, tu având probleme cu încrederea de mică. De întotdeauna, adică la mine asta cu încrederea e, mă rog, acum parcă s-a mai reglat un pic, sper, până mă ia următorul regizor și mă urechește. Da, și a fost așa foarte, dar a fost, până la urmă, sunt super încântată de ce a ieșit acolo și mi se pare că a reușit să surprindă. Dacă că se poate... E pe Netflix. Căutătorul de vânt e pe Netflix, da. Ca și vedea. Selfie. Planșa nu cred că mai e, nu știu. A fost și planșa. Dar nu știu dacă mai e. S-ar putea poate să mai fie, nu știu. Vorbim cu Chișa să... Planșa cred că e. Da. Dar cred că e și pe YouTube, pe Cinepub. Da. Ajungem și la filme preferate, pentru că avem câteva aici, nu știu, poate... Da, le-a spus... Acolo, da. Tarantino. Eu iubesc pe Tarantino. N-a spus In the Mood for Love. In the Mood for Love un film pe care... A rămas. Chiar vorbeam zilele trecute cu un prieten și vorbeam despre filme, ce filme îți plac și așa și am zis, băi, culmea e, este atât de sus pentru mine In the Mood for Love, că n-a ajuns nimeni acolo sau să ia locul, nici măcar pe aproape. Mi se pare absolut o capodoperă, o bijuterie, este superb. Von Carvai? Von Carvai, da. Nebun. E nebun și știu că a lucrat, nu știu, ani de zile la scenă, că n-avea un scenariu, mă rog, avea o idee, un scenariu, dar nu l-a dus până la capăt. Bine, nebun din de-aia frumoși, da. Da, e fantastic. Foarte pe scurt, așa. Noi facem cât un mic cadou invitaților să sperăm că îți va plăcea ce ți-am pregătit. Îl desfac, da? Da. Nu, uită-te așa prin el. Păi, Superman. Nu poți să rup cărtia. Poți să de Crăciun, nu le rup de Crăciun. Nu, dai seama că le rup. Asta e că tu ești perfecționistă și dar nu. Mie îmi trebuie un cutter. Le mai folosești după aia odată. Oh, ce mișto! Ce tare, mulțumesc! Ce tare! Ăsta, Dead Proof-ul, doamne, dacă aș... Te-aș putea să joc și eu într-un film similar. Păi poate o să joci la un moment dat. Să se facă și la noi în Dead Proof. Să vină Tarantino. Da, ai și scenariu acolo, ai niște poze din spatele... Ce tare! Mamă, uite cum s-a lucrat la... Ce e asta? Nu dau seama. Wow. Filme. Ne, filme. Sunt cele două, Dead Proof și cele două Grindhouse-uri. Da, mulțumesc tare mult. Ai ce citi?
Foarte pe scurt, așa o să mai spunem despre Olimpia, că îi se spunea Soldat Universal 7. Doamne, doamne! Dar n-am înțeles de ce 7, de ce nu 18, de ce nu 3. Ah, în sensul ăla. Da, era de 7 e cifra mea cumva. Ți-e frică de cocoș? Da, de unde știi asta? Da, mi-e frică de cocoș. De la tine, zai ce m-ai spus. De cocoș și de fluturi de noapte mi-e frică. De la ce? A pornit de undeva? Fluturii de noapte, nu știu că sunt așa isterici, se izbeze toate alea și am senzația că o să mă atace, nu știu, nu-mi plac. Nu-i poți controla. Nu, și cocoșii că m-a atacat unul când eram mică și... Norocit. Și l-ați mâncat, nu? Ciorbă. Da, a fost băgat, da. Îți place să schiezi? Da. Îl limitai în copilărie foarte bine pe Michael Jackson? Da. Și asta știm. Putem să vedem o... Nu mai poți? Există. N-am mai făcut. N-a filmat nimeni. Nu. Aveai să pui acum azi danseze? Nu să... Da, am zis că poate... Nu mai. Ne recită o strofă. Cum ar fi? Dar ce-i poet? Așa? Dacă nu te făceai actriță, ți-ar fi plăcut să fii pictoriță? Da. Și lumea nu știe, dar noi suntem aici lângă un pictor. Avem un pictor printre noi care pictează foarte frumos. Voia să te faci mireasă. Da, asta. O meserie de viitor chiar, aș putea spune. Asta a fost prima meserie pe care mi-am dorit-o, da. Și soțul musafir. Musafir, da. Și chiar râdeam pentru că asta vreau și eu să mă fac când eram mic. Da. Mă întreba mama ce vrei să te faci când zic musafir, că mi se părea foarte interesant. Că mergeam în vizite și toată lumea era drăguță. Nu, plecam și cu un cadou de acolo. Bă, era perfect. Dacă nu spunea domnul Goie gem în... Și voi este măriți cu Leonardo DiCaprio. Da, am avut o mare pasiune pentru Leonardo. Cred că unul dintre motivele pentru care m-am făcut actriță are legătură cu Leonardo DiCaprio. Eu o să fac actriță și o să-l întâlnesc, că mi se pare că dacă nu ești actriță, n-ai cum să-l întâlnești. Mai bine mă făceam producătoare sau ceva, poate avea mai mari șanse. Și da, să ajung să mă căsătoresc cu el. Da, uite că nu e însurat încă, deci... Da, mai o șansă, dar îi plac cele de... 23, de 23, 24. Da, cred că ai depășit un pic. Deși nu se vede, dar ai depășit. Da, lasă că îl conving eu cumva. Toate vacanțele le făceai cu ai tăi cu rulota și înțeleg că și acum ai păstrat tradiția. Inițial ai refuzat rolul din Vlad. Da. Ceea ce... Mă rog, refuzat e mult... Da, nu mi l-am dorit, adică nu mi-au dat contractul și am zis, băi, nu-l semnez. Au venit la mine cu ideea să-l fac și era un alt producător la început, mă rog, era o combinație cu Bulgaria, chestii de genul ăsta, și i-am spus că mi-a dat să văd Ezel, pentru că el e făcut după serie, o franciză, și am văzut și am zis, eu nu fac așa ceva. Adică, oricât de mult îmi place meseria mea și aș putea să joc absolut orice, nu aș vrea să fac asta. Și s-a ținut de mine omul ăla, Mihail, până la urmă. Și, mă rog, m-a convins, de fapt, cel mai clar m-a convins Jesus, care mi-a zis, Melinte, it's not gonna be like that. Deși eu nu-l știam pe Jesus, nu mai lucrasem niciodată cu el. Și am mers pe încredere. Și era după Potcoavă, știu, care regiza printre primele episoade, da, nu? Printre primele episoade. Și, da, eu chiar făcusem cu el un scurtmetraj. Scurtmetraj, da. Miss Suenio. Excepțional. Miss Suenio, da. Da. Și acela trebuie să-l bifăm, într-adevăr. Da. Trece-l acolo. Îl trecem acolo. Regreți foarte tare că ai pierdut rolul din La Gomera. Da. Chiar da. Și ai pierdut și castingul de la Un Pas Înainte, tot la Pro. Da, de mult. Când tot era... cu Jesus. Dar uite că nu era Jesus atunci. Cred că era sezonul ceva mai târziu. Că știu cine a luat rolul. Între timp am aflat cine a... Nu știam, mă rog. Așa. Dar Jesus nu mai era. Jesus cred că a făcut ceva primul sezon, le-a dat rețeta, i-a învățat și pe urmă n-a mai făcut asta. I-a trăinuit, da. Eu când am venit, Jesus nu era acolo, făcea castingul, nu mai știu, Berceanu, da. Mărgineanu, Ana, erau cei de la Drama Acum, o parte din care făceau și film. Și eu cred că, mă rog, nu l-am luat, sunt conștientă de ce nu l-am luat, odată că stăteam la ea și ar fi trebuit să împletească toate alea ca să stau acolo, dacă și-ar fi dorit foarte mult să fiu eu acolo. Se întâmpla, dar nu eram o față suficient de comercial în momentul ăla, știi? Adică sunt conștientă că acum s-au mai schimbat un pic lucrurile și în serial nu se mai cere cum se cerea pe vremea aia un pic... Pe vremea mea, da. Am văzut pe IMDb că ultimul tău credit, ca să spun așa, unde ești creditat, este nou film al lui Jesus. Al lui Jesus? Da, În Otro Lugar. Ah,
da, m-am și uitat, da. A fost așa de mult. Sau cel mai nou film, hai să cel mai nou, ultimul. Da, cel mai nou film al lui Jesus, da. Am jucat-o... E făcut în Spania, acasă, da, dar eu am filmat aici, în România. Da. Eram foarte însărcinată, adică eram gen, mai aveam... mai puțin de o lună. Și cum spun americanii, ready to drop. Da, exact. Suntem însărcinați. Da, exact. Suntem însărcinați. Foarte frumos curmetrajul. Nu? Da. Dar nu prea a fost, n-a fost foarte puțin vizibil. Da, dar da, foarte frumos și mie mi-a plăcut. Și lucru cu regizorul, cu Răzvan. Da, în într-un lugar, mă rog, Jesus avea acolo un are mi-a dat să joc cu o vrăjitoare care făcea vrăji de dragoste, să-i ajute, adică o tipă care avea, a găsit el treaba asta, pentru că eu deja nu mai puteam să mai călătoresc, ei s-au întins foarte mult cu filmările și eu chiar, na, era imposibil să, n-aveam voie să mai urc în avion. Și a găsit el treaba asta că apar tot timpul pe YouTube. Adică personajele principale mă văd în laptop, în telefon, făcând... Registrări. Da, dându-le vrăjitoare tot online. De, da, o vrăjitoare digital. Online. Și există, că m-am documentat, am zis, stai puțin, ce facem noi aici, da, e pe bune? Si, zic ok. Și am început să caut, mamă, și există, măi, deci există femei deci, care fac vrăji, tot felul de ce vrei tu să ți se îndeplinească, de dragoste, de carieră, de... bărbați, de bani, bărbați, de bani, de... Auzi, doamna acum? Mama omii, dacă se poate și online. Deci există online și sunt fete, nu că, adică sunt fete ca mine și ca, vreau să spun, ca tine. Da, ca noi toți, fete ca noi toți. Sunt femei care fac asta, adică puștoai, mă rog, care n-ai zice că vin din altă cultură și zici că și-au, probabil că sunt și așa, dar pe mine m-au interesat cele care ca, ar fi, aș putea să fiu eu asta, știi? Și sunt, da, și am studiat treaba asta și da, era o, e o tipă care făcea vrăj online și te învăța să faci vrăj pentru dragoste. Să dea link-ul să-ți downloadezi vraja sau? Da, îți dădea. Îți spunea ce să pui, să faci tot felul de soluții, că așa fac și ele, poțiuni. Știi? Poțiuni, da, să-i asta dai, să legi nu știu ce, crenguță poțiuni, de nu știu ce, da. Moșmoande. Moșmoande. Așa le zice. Moșmoande, ce interesant. Da. Și l-a terminat, da. Bănuiesc, anul viitor. Nu, a fost deja premiera, a fost, da. Da, a fost premiera în Spania. Eu, na, eram cu un copil mult prea mic acasă ca să-l România las. N-a ajuns, România n-a ajuns. Sper să-l aducă, nu știu care e situația acolo. Poate la TIFF, o proiecție specială anul ar viitor. Ar fi drăguț, da, ar fi drăguț. Știu că nu-ți place cuvântul super. Da, da, îl folosesc. Dar cuvântul perfect îți place? Da, cuvântul perfect și asta a fost o... Deci a fost cea mai lungă noapte de filmare din viața mea la perfect. Este un scurtmetraj de Răzvan Marinescu, da, foarte simpatic. Foarte frumos, cumva, da. Da. Dar, na, el a fost făcut cu gândul să-l facă mai departe altceva, să-l... Ei l-au dezvoltat foarte mult, s-ar putea la un moment dat să se și întâmple pe zona asta de serial, de... Adică au idei foarte bune și toate personajele astea prin contur. Noi suntem eu, Aileen, Kadir... și Irina, da, noi suntem niște apariții, dar personajele noastre ar trebui mai departe să, na, lor să li se întâmple niște lucruri, da, na. Așa este și Adin Artea acolo, un cameo. Da, da, da. Un mic bodyguard. Un mic rol, da. Bodyguard. Da. O să-l vedem probabil prin festival, a fost la da, TIFF. Da, a fost, cred că a fost la TIFF, dar n-am reușit TIFF, să ajung, da. Da, a fost și la Iași am fost. Cu el am fost și eu acolo, dar a umblat, da, chiar a umblat mult, a umblat mult. E prima oară când aud în cazul tău, sau mă rog, când aud la noi, un actor care să facă un masterclass cu un actor mare de afară. Știu că ai făcut un masterclass cu, nu, parcă cu Natalie Portman, era da, ceva? Da, dar le-am făcut online, am făcut cu Natalie Portman, adică l-am făcut cu ea, am făcut masterclass-ul online al ei. Ce înveți la un, poate oamenii vor să... Măi, ei te învață cumva... merg pe premisa că tu nu știi nimic. Tu ești... N-ai avut nicio legătură cu lumea filmului. Mm-hmm. Primele întâlniri, primele cursuri așa sunt... e totul filmat, evident, îl cumperi de pe Masterclass. A, deci nu e live sau... Așa, nu e live. Nu vorbești cu omul. Nu. Și te învață absolut
tot, de la cum, ce se întâmplă la filmare și așa. Pentru mine, ce e foarte interesant să văd, este cum abordează ea, pentru că ea vorbește din perspectiva ei, din punctul ei de vedere, din cum abordează, ei. Da, ia un rol. Și pe mine asta m-a interesat, adică partea aia de final, de bucătărie, de când își ia, ea primește textul, ce principii are, de ce alege anumite texte și ce am observat la actorii din afară, ce nu se întâmplă la noi, absolut deloc, este că ei lucrează foarte mult cu vocea. Pentru ei vocea este un element esențial și toți vorbesc despre asta, pentru că vorbesc de accent diferit, de emisie diferită, lucruri la care la noi nu se întâmplă și mare, mare păcat. E într-adevăr foarte greu, mai ales când ai proiecte foarte lungi, să stai tot timpul, e, poate fi tricky de multe ori. Dar asta face foarte mare diferența între cum lucrează ei și cum se lucrează în general în Europa, că asta e o chestie, nici europenii nu prea o au, adică dacă te uiți la orice actriță de aici, nu știu, Marion Cotillard, de exemplu, nu, nici ea nu are treaba asta, mă rog, în Edith Piaf a făcut altceva, dar în general în rolurile pe care face, nu face treaba asta. În schimb, ei lucrează foarte mult cu felul în care vorbesc. Și asta mi s-a părut interesant la Natalie Portman și pe lângă asta, mă rog, felul cum a crescut ea de la o puștoaică de 8-9-10 ani cât avea când a făcut Leon și s-a dus acolo tot așa neștiind absolut nimic din ce se întâmplă, cum a evoluat la o tipă care a terminat Harvard-ul și la psihologie și e fantastică. Și de la ea am învățat treaba asta și am început și eu să caut și să mă documentez pe zona asta, este super. Este foarte important ca actor să te cunoști pe tine foarte mult, dar nu să te cunoști pe tine că da, știu că îmi plac cartofi prăjiți și să, nu știu, merg la mare sau la munte sau câinii sau pisicile, ci mult mai adânc, inclusiv să mergi așa transgenerațional de unde ai ajuns pe lume, cine au fost strămoșii tăi până în prezent, știi? Sunt se chestii pentru că tot, tu așa. Acolo ai în tine, în toți, purtăm un univers fantastic și trebuie să știi cum să te raportezi la el și ce să dai fiecărui personaj în parte. Iar Natalie Portman, da, face și treaba asta, pe lângă multe alte lucruri. Pe lângă că e și actriță. Pe lângă faptul că e o actriță, da, foarte, foarte bună. Să ajungem și la animații. Apropo Brother de lucrat Bear, cu vocea. Da. Brother Bear, Brother partea Bear, a doua. Da, și Brother Bear și toate multe seriale de pe Disney, pe Disney Channel, acum Disney Plus. M-am întâlnit chiar zilele trecute, săptămânile trecute, cu Eva Măruță, fiica lui Andrei și a lui Cătălin. Și vorbeam cu ea, ne-am întâlnit într-un context din ăsta, stăteam, așteptam să ne, pe mine informa. Și pe Andra să ne așa, și ea era cu mama ei. Și eu întreb, și la ce te mai uiți tu, ce seriale îți plac? Și spune, mie preferatul meu este Baftă Charlie. Zic, nu cred. După 1000 de ani. Aia e vocea mea. Cum adică e vocea ta? Zic, da, eu fac vocea personajului principal, Teddy. Tu ești Teddy? Wow, spune-mi, m-am pus să vorbesc acolo și... Ce e la fel foarte interesant e că, inclusiv la Buzău, am avut, acolo ne-am revăzut noi, și am avut prezentare cu cartea acolo. Au venit la mine adolescenți de 18-17 ani pe acolo, care îmi spun, eu nu te-am văzut în Vlad, în schimb, te-am auzit în Baftă Charlie, am crescut cu serialul ăsta, este cel mai frumos serial, datorită lui mi-ai făcut o copilărie frumoasă. Și am zis, wow, deci asta... La asta chiar nu mă așteptam. Ei, vezi vocea? Deci mi se pare, contează. Da, e foarte importantă. E foarte, na, și mai ales când o dai unor personaje care, da, acest serial, Baftă Charlie, pe lângă Brother Bear sau ce-am mai făcut eu, acest serial, în mod special, a fost foarte, foarte iubit. Dar era un film cu actori, adică era un serial cu actori. Era un actor, animație, nu, este un serial cu actori. Eu chiar semăn cu Bridget Mendler un pic, așa, e tot așa cu frunte bombată ca mine și cu... râde tot timpul. Vorbea într-un fel special personajul? Da, poți să ne dai o replică? Poți să, dacă da, asta era replica ei de final, că tot timpul spunea și atunci Baftă Charlie! Asta era zona aia. Era așa foarte aici, foarte drăguță și vorbea într-un fel foarte copilăresc, adolescentin și foarte rapid, pentru că așa vorbesc adolescenții, cumva băga cuvintele în unele în altele, știi?
Dar eu o auzeam, adică era în real life, eu ascult, mă rog, în real life, serialul, serial. Știi? O auzeam pe ea și apoi o dădeam și eu vocea. Dar când făceam voci, eu efectiv, ca să mă întrețin când am venit în București, asta am făcut. Că, na, eu veneam, am venit aici cu gândul, mamă, o să joc în filme și o să fac și o să drag. Dar realitatea a fost cu totul alta și am avut mare noroc de Radu Apostol, de regizorul de teatru cu care lucrasem la Iași, care a aflat că mă mut și s-a fi gândit. Eu nu i-am zis, mamă, mi-e greu, că eu nu zic că mi-e greu, adică nu mi-e niciodată greu. Și s-a gândit el că, bă, cred că nu-i ușor pentru Melinte, vrei să faci voci? Zic, Doamne ajută, da, vreau. Nu erau plătite extraordinar, dar au fost banii pe care i-am câștigat la început. Dar n-ai mai făcut atunci dublaje? Nu, și îmi doresc foarte mult să mai fac, dar nu știu de ce. Cred că lor li se pare, tot timpul, m-au mai sunat, am mai fost la niște castinguri, audiții de-astea, tot timpul spun, știi că sunt bani puțini, zic, îmi imagine, știu cât se plătește, nu e vorba plăcere, de asta, dar îmi place foarte mult să fac asta, da, mi se pare foarte frumos, e foarte creativ, știi? Cum ți-au folosit toate lucrurile astea pe care le-ai învățat din filme? Pentru că cumva la tine simt că a fost și invers, adică nu ai venit cu experiența ta și ai dus-o în filme, la tine a fost și invers. Ai învățat să faci masaj, ai învățat italiană, spaniolă, scrimă, nu știu, o grămadă de chestii. Ți-au folosit după aia în viața de zi cu zi? Viața bate filmul. Da, ce să zic, toate experiențele îți folosesc cumva și eu sunt un om foarte curios și îmi doresc să fac lucruri care să mă scoată din zona de confort, adică de asta și caut personaje cât mai diverse, cât mai diferite de mine, pentru că vreau să caut în mine, să mă descoper prin meseria asta și mi se pare important. Poate că e egoist, dar până în alta o viață avem și e fain să profiți de ea la maxim din toate punctele de vedere, știi? Și faptul că m-am întâlnit cu rolurile astea pe care le-am făcut de-a lungul timpului, puține seamănă cu mine. Aș putea spune Draft 7, acolo da, e o parte mare din Olimpia, acolo chiar se vede, eram și foarte la început. Roxy din Selfie, ziceai? Da, Roxy din Selfie are mult din mine, dar are mult din mine din perioada liceului, cumva, nu din perioada în care l-am făcut, adică am reînviat, dar e o combinație, Roxy, e o combinație între prietena mea cea mai bună, Oana, din liceu. Colega ta de bancă. Și colega mea de bancă, exact. Oh my God! Stalker! He knows too much! Ți-am zis? Păi da, și eu sunt jurnalist, adică da. Colega mea de bancă, Oana, și eu, adică e o combinație acolo. Dar așa real, dacă ar fi să ne uităm la tot ce am făcut, cred că Olimpia, cred că Olimpia i-a lăsat numele. Luiza din Draft 7 a fost cea mai apropiată de mine, așa ca structură și acum cred că mi s-ar potrivi, chiar dacă ea era o tipă care abia terminase facultatea. Na, s-a întâmplat de mult asta, chiar dacă nu se vede. Păi asta vreau să zic, că Vlad este cel mai serios rol al tău de femeie împlinită și în toată firea, pentru că în rest la tot ce am văzut ești o puștoaică. Vlad, recunosc că m-a costat din punctul ăsta de vedere și m-a și ajutat cumva, știi, să ies din zona asta și să mă vadă lumea și altfel, să mă descoper, deși eu pun tocul și rochia de gală când e nevoie, fără probleme și chiar îmi face plăcere. Dar nu mă identific cu zona aia de fan fatal și probabil, uite, la Gomera, de exemplu, sunt sigură că are legătură și cu asta. Pentru că Corneliu e un regizor extraordinar de atent la detalii și cred că și-a dat seama că eu am venit acolo toată, pam, pam, pam. Dar se vedea că și un regizor, un creator ca el, caută un pic altfel lucrurile și le vrea mult mai naturale și firești, ceea ce eu acum cred că ar fi diferit, pentru că am trecut prin anii de experiență cu Eliza și am descoperit în mine și zona asta și mi-am... De fapt, asta e problema, că la început când mergeam la... sau încercam, mergeam la audiții pentru rolul de genul ăsta, mă tot chemam, eram, păi ce tot mă cheamă ăștia pentru toate femeile fatale? Că eu nu sunt fatală! Eu mi-e dăm sapa, trimite-mă la câmp, mi-e dăm vaca, am mâinile de moldoveni cu care fac cozonaci! Exact, adică pe bune, pune-mă să muncesc, să mă... Și tot mă cheamă ăștia. Și de asta nici nu le luam, pentru că eu nu mă, știi, nu mă simțeam... De asta... Nu-i te identificai cu personajul. Da, deloc, nu găsisem în mine treaba asta. Cred că are legătură și cu treaba de ce ai cu încrederea, pentru că pentru o femeie fatală trebuie să ai încredere, da. Trebuie să ai încredere. Și, într-adevăr, ce am făcut acolo și toată echipa aia care a fost alături de mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg că... Un trainer pentru femei fatale. Exact. Da, pentru că eu am din
facultatea asta, că țin minte că am avut o profesoară extraordinară, Tatiana Ionescu, era, cred că atunci era asistentă la noi la clasă, încă nu era profă plină, cum se zice, și ea stătea foarte mult cu noi la examene, cu ea lucram și ea vedea la mine, tot așa, ea și-a dat seama că dacă mă vor distribui prin teatru vreodată cineva, tot în zona asta de rol mă vor trimite, pentru că arăt într-un fel, dar eu nu înțelegeam lucrul ăsta și tot timpul, eu vreau să fiu menajera, eu vreau să fiu aia părăsită de bărbat, și ea tot îmi dădea numai din astea, aia, mă rog, care... oricare înșeală, oricare e cucerită, adică, na, alt tip de rol. Și eu nu înțelegeam de ce. Și mi-a zis la un moment dat, s-a enervat pe mine și mi-a zis, bă, Melinte, tu când intri pe ușă, poate să fie 100 de oameni aici, dacă ai intrat tu, toată lumea se uită la tine. Tu nu înțelegi lucrul ăsta? Și eram, doamna, okay. Profesoră, dar de ce? Da, smurdare pe față, să ziceam. Dar nu e adevărat, doamna, profesoră, că nu, că eu sunt altfel. Ba nu, bă, Melinte, acceptă că așa ești o femeie frumoasă. Hai, pune stocurile și treci. Și na, nici mi-a fost greu și atunci, știi că până asta și mai am o poveste foarte interesantă legată de treaba asta. Că l-am menționat pe Radu Apostol, era venit în Iași și a făcut un text care s-a montat de curând la Excelsior, scris de Maria Manolescu. Era un text cu adolescenți. Și a făcut casting în facultate. A venit la noi la clasă, a interesat studenții de vârsta mm-hmm. noastră, cât eram noi atunci, cred că anul 3, și a venit la noi la facultate, mă rog, să facă acest casting și trebuia să pregătim cât un moment fiecare. Artistic. Artistic, da. Spectacolul se numește With a Little Help from My Friends. Și era acolo, erau toate tipologiile, erau Beatles? Doi puști. Da, Beatles, după muzica lui Beatles. Foarte bun spectacol, dacă se mai joacă la Excelsior, chiar vă sugerez să mergeți să-l vedeți. Și vouă, și vouă. Și, mi-aș pune invitații, că nu... Da, nu, că eu nu joc. Plătim. Nu, da, eu nu joc, mi-aș plăcut, da, am trecut de vârstă, știi, nu mai pot să mai joc. Era o glumă referitoare la oamenii care așteaptă doar cu invitații și nu plătesc bilet. Da, bineînțeles, da. Și am fost la casting și m-am dus la casting așa cum știam eu despre mine că sunt. Nu știu, am zis ceva super dramatic, probabil m-am comportat ca și cum eram o Leopoldina Bălănuță a teatrului românesc, că eu așa mă vedeam pe mine. Și n-am luat castingul. După care am venit în București la Cassandra, mai era Cassandra. Din păcate atunci, nu mai e. Am venit cu Harapal, un spectacol în care jucam toată clasa. Era ceva, un schimb de experiență între un ATC și facultatea noastră și am jucat acolo. Și a venit și Radu Apostol împreună cu viitoarea scenografă a spectacolului să ne vadă și să-i vadă pe colegii mei care urmau să joace în spectacol. Eu nu eram luată, m-a durut, dar am zis, asta e. Ghici ce? După ce a văzut spectacolul, a schimbat distribuția și m-a luat pe mine în rolul principal. Nu, era rolul secundar feminin, nu era principalul. Pentru că era o gagică din asta care se cuplase, suferea din dragoste, era toată în costum de baie, pe plajă, era... Și atunci am înțeles că, băi, stai puțin, trebuie să... Cam așa e cum zicea doamna profesoară. Da, cam doamna profesoară cam avea dreptate. Trebuie să mă raportez altfel la cine sunt și la... La ce vreau. De mâine n-ar mai exista meseria asta. Ce îi face? Deloc, adică... N-ar mai fi deloc. Deloc. N-ar mai exista cuvântul. Copiii mei, ar fi ok. Nu te reprofila, nu știu, să... Aș fi mamă până se duc el la facultate, probabil. Mamă o să fi toată viața. Nu s-o poate lua nimeni, deci dar clar. Dar numai cu ei și ar fi super tare. Super. La 18 ani trebuie să-i mai lași. Da, nu, că îi las așa, nu sunt genul ăla. Păi și viața lor, libertatea lor. Dar aș putea să... Când se întâmplă asta? Stai puțin, acum? Mâine, la prima oră. Dar nu mai e nimic cu filmul? Adică nimic, nu mai există cuvântul nici actor, nu mai există nici meseria, actor, nu mai există nimic. Nici s-a întâmplat. Nimic. Nu știu, apocalipsa celei de-a șaptea. Păi, cred că aș suferi și după aia aș reprofila. Ai apucat de masaj. Da. Masaj cu scrimă. Masaj cu sabia. Cu finalitate, adică îi tai capul la final, gata, nu mai... Masaj cu spada, aș sânge, să curgă sânge. Un fel de acupunctură cu... cu floreta. Măi, nu știu, cred că
zona asta de publicitate mi se pare interesantă, să creez reclame, sloganuri sau... Cred că mi-ar plăcea zona asta. Cred că ar fi nevoie. Da, îmi place zona asta. Și că mă gândeam la ce făceam, ce mi-a plăcut cel mai mult la jurnalism, asta îmi plăcea. Ah, bun. Deci ne poate găsi, da, și nou un slogan. Zona asta, da. De... Știu că rapid mă mișcam, că era proful. Eu. Gata, e foarte bun. Da. Bravo. Da. Rapid. Ok. Ne apropiem de final. Ok. Din păcate, partea dulce a fost mâncată. Partea dulce. Băieți. Dar au rămas niște întrebări acolo care poți să alegi una. Una. E suficient că am vorbit mult. Să sperăm că e ceva ce amuzant. Nu? A, e gol ăsta. E gol? Mamă, cine? Ioana Flora? Cine l-a luat? Nu e gol. A, nu e gol? E că mai se fură mult în România. Scris așa de mic. Așa mic am scris. Da! Ce crezi că i-a trecut prin cap primului om care a mult să o facă? Vă zic eu, de ce asta e zona mea? Crezi că vreau să vin. Cu țara, cu de-astea, eu sunt. Iar le-ai mânări. Să știi că alegi, întrebările astea le aleg pe invitat. Eu spun, toate s-au potrivit până acum, nu știu aici. Păi ce fi trecut în cap primul om care a mult să o facă? Merge ca uns. Nu mă întreb de ce a făcut asta in the first place, adică... E foarte ciudat. Da. Cum ai ajuns? Cum s-a ajuns atât de jos? Da. E fără cuvinte, nu avem. Ok, ultima întrebare. Da, te rog. Mă adresez? Ok. Avem o întrebare și cred că, na, la tine ar trebui să meargă ușor pentru că ești și jurnalistă, ca să spunem așa. Da? No pressure. No pressure. Ești jurnalistă, că ai lucrat și inclusiv la TVR2. Da, acolo eu jucam un rol. Și asta a fost drăguț, că jucam un rol de psiholog, psihoterapeut. Și da, că se numea videoterapie. Da, se numea videoterapie, era o terapie prin imagini. El juca diferite personaje și venea la mine, Miruna mă chema, eram doamna așa. Și mergeam cu autobuzul și era o doamnă în autobuz care vine la mine și îmi spune: doamna psiholog, așa de mult vă admir, așa de frumos, dar țineți și în privat? Aveți pacienți și în privat? Eu sunt actriță, eu nu sunt, mă confundați, nu sunt eu. Deci mi s-a părut absolut senzațional. Ceea ce face și vrăjitoarea, videoterapie cu... Iată, cum s-a închis cercul. Bravo, tu faci niște... Mi s-a mai spus, dar nu pun la suflet. Stalker. Stalker, să mă ia naibii poliție într-o zi după podcastul ăsta. Dacă spui că o conduci acasă, știu unde stă, deja e o problemă. Nu, asta chiar nu știu. Nu, ar trebui să mă întrebe. Și vecinul tău de la... Ce mai face? Mai dă muzica tare. Ce mai face Nea Ion, care... Dar chiar Nea Ion îl cheamă. Ce confisul s-a mutat. Hai mă, că câți Nea Ion. Nu, pare implicarea, cine era stalkerul de fapt? Canibalule. Da, da, Doamne, cât s-a râs în emisiunea asta și e bine, mă bucur. Vezi, nu ziceai că să fim serioși, să nu zicem că... Înainte să-ți adresez întrebarea, trebuie să spun că totdeauna, pentru că ai râs atât de mult în emisiunea noastră, cu gura până la urechi și ai fost... Mi se pare că ai zâmbetul... Mona Lisa. Julie Roberts. Deci, da? Pe bune așa m-a dus cu gândul. Mare, exact, pe... Nu, dar râde cu poftă și mi s-a părut foarte, foarte... Julia Roberts din București non-stop, nu? Da, Julia Roberts din București non-stop. Iar a făcut-o... Ba, nu, e ceva acolo. Pretty Woman, nu? Pretty Woman și exact. București non-stop. Mamă! Puf, da, uite. Prostituată, wow. Colgăl, da. Julia Roberts, în fine, mă rog, se leagă lucrurile. Bun, o să vină și Julia și o să o întrebăm dacă am văzut lucrurile non-stop. Mă sună Nea Ion, ce chestie. Să dea muzica mai încet. Ultima întrebare este o întrebare pe care o adresăm tuturor invitaților și ea sună cam așa. Există vreo întrebare pe care ți-ai fi dorit să ți-o adreseze cineva până acum și nu ți-a adresat-o și ai fi vrut să răspunzi la ea? Asta era. Ce țăcăneală. Da. Asta, da. Asta era. Te cere un răspuns, nu? Da. Cred că mi s-au adresat toate întrebările posibile și imposibile. Să sperăm că te-am surprins și noi cu câteva. M-a surprins câte informații știți.
Cred că am dat prea mult. În munca noastră. Trebuie să mă opresc. E munca noastră. Se numește documentare. Da. Ar trebui să știi că ai făcut jurnalism. Pentru că nu întâlnim prea des un jurnalist aici la Cinefan. Ai tu niște întrebări pentru noi? Sau o ultimă întrebare pentru fiecare sau pentru noi împreună? Sunt curioasă ce filme aveți voi favorite. Mamă, de ce asta grea? De ce ai făcut asta? Da, la mine e simplu. Orient Express sau Sergiu Nicolaescu, evident. L-aș vedea... Mata, vrei l-aș vedea de, l-aș vedea de mâine încolo, de când nu mai există actoria, de atunci m-aș uita la el. Da. Păi lasă-l pe el să gândească, spune-mi tu care e. Da. La mine e foarte simplu, pentru că... Toate. L-am mai zis de câteva ori, este vorba de Love Actually. Îmi place foarte mult Love Actually. Da. Da. A, păi dacă ne ducem încolo, zic și eu de Notebook. Și ăsta e frumos. Păi da, hai să plângem, dacă îi plângem până la cap, fără atropină, direct pe sentiment. Da, e frumos. Atunci hai să mergem. Dar dacă ar fi să faceți un... Există vreun festival de film în România... De plâns? Nu. Pe care să-l faceți, dacă ar fi să faceți voi un festival de film, în ce zonă v-ați duce? Adică ar fi un festival de dragoste, de film... Eu deși nu vreau să recunosc și nu o să spun asta niciodată, m-aș duce fix în zona aia de Notebook. Dar nu o să spun, nu o să spun niciodată. Film de dragoste, nu? Asta ar fi. Genul mai romantic sau cu animale, cu astea. Da. Eu plâng și la alea cu animale. Da, la care? Asta o să tai, adică acum pot să spun pentru că sigur o să tai. Uite cum a fost ăla cu viața de câine, ăla care tot moare și se reîncarnează săracul ca să ajungă din nou. Mamă, deci mi-a rupt pe genunchi. Trebuie să vezi și Marona. Da? Nu, dacă e cu de-astea, nu. E foarte frumos, e animație. Eu sufăr mai mult la astea cu animale decât la alea cu oameni, sincer. Cred. La mine e simplu, aș face un festival horror, există deja Dracula, dar m-am gândit înainte de el și asta aș fi făcut. Ce ai putea să bagi am acolo foarte mult. Am făcut festivalul de la Iași, care a fost un festival de film, dar era dar pe film român. Dar un festival de film de dragoste horror. E o idee foarte bună. Nu există, ar trebui să ne... E chiar foarte frumos un festival. Da, vă ajut, normal că vă ajut. Faci un festival de film de dragoste. Nu prea există filme românești pe zona asta. Din păcate, și nu înțeleg de ce fug românii de film de dragoste. Mi se par romansurile, mi se par... Da, pentru că aici, revoluția, că noi avem probleme. Poți să faci foarte multe asocieri, că e vorba de dragoste, poate în mai multe feluri. Da. Uite, mi-aduc aminte de un film pe care l-am dat la festivalul de la Iași, The Boat That Rocked. Nu știu dacă l-ai văzut, al lui Richard Curtis, cel care a făcut Love Actually. Ba da, l-am plâns când s-au scufundat și au dus naibii. Cu Tim Sturgess. Jim Sturgess. Foarte frumos. Vai, ce mi-a plăcut. Da, mi-l amintesc. Iubirea față de radio, față de muzică. Da, iubirea în toate sensurile, nu doar iubirea DJ-i dintre care transmiteau de pe un vaz din Marea Nordului, pentru că era rock-ul interzis în Marea Britanie și transmiteau un film excepțional, vi recomand. The Boat That Rocked. Cred că avem nevoie de genul ăsta de festival. Am fost la Mons cu Planșa, acolo a avut premiera și era un festival de film de... Planșa e un film de... Da. Și foarte, foarte frumos și atmosfera și oameni, adică cred că e un anumit tip de om care vine la genul ăsta. Și pioții. Cine știe, poate peste ani o să ajungem la ediția 10, o să mai țin minte când am vorbit cu Olimpia. Da, uite de acolo. Cu directoarea festivalului nostru. Ai, ce bine, mi-ar plăcea să fiu directoarea de festival. Pe genul regizorul festivalului, cum ar fi. Da. Bine, gata, facem. Bun, s-a notat. Ajungem la final, am tras 2 ore. Stai. Mamă, 2 ore? Nu-ți vine să crezi? Dacă te grăbești, o să mai tăiem ca să ajungi la timpul tăi de ajuns. Noiembrie de ziua ta 2000, cât aveai, 17 ani parcă, nu da, ai zis, nu a fost nasol că ai pierdut castingul ăla, pe 5 noiembrie 2021 s-a terminat cu Vlad definitiv pe de tot. Pe 6, cred. Ai zis 5 acum. Era 5. 5, așa scrie. Așa, ce-ți planifici pentru noiembrie anul ăsta? Nu, stau să mă mut în casă nouă. A, bun, da. E bine. Baftă. Baftă Charlie, da. Baftă Charlie. Asta e, la asta lucrez intens acum. Dar un film pe care l-ai terminat și urmează să-l vedem? Da, un film regia lui Igor Kobilansky. Ah, da, o comedie pe care am filmat-o în primăvara acestui an. Și cum se numește? Băieți deștept se numește, dacă
Deci filmul se băiește, Băieți Deștepți. Da, filmul lui Igor Kobilanski, regia lui Igor Kobilanski, care se numește Băieți Deștepți. Îți mulțumim mult pentru prezența în emisiunea noastră. Și sperăm să te mai vedem, pentru că iată avem multe de vorbit. Și da, și avem și multe planuri ăsta acum care, care vine pe noi, îl simt deja așa. Că... Îl simți, și cum spunea cineva, următorul proiect e cel mai frumos, nu-i exact, așa? Da. Următorul rol e cel mai frumos. O actriță foarte mare de la noi spune asta. Nu te... Tu. Și mereu crezi că următorul e ultimul, adică ăla curent. Da, ăla e ultimul, ăla e ultimul. Sperăm că nu e ultimul, să share, like, subscribe, Facebook, Twitter, pe Apple Podcast și pe Spotify și bineînțeles pe YouTube, unde da, ne-ar ajuta mult dacă ați da share ca să fie bine. Să... Ca să nu fie rău. Să avem bani de festivalul ăla. Să facem un festival, vă rugă. Mulțumim mult pentru prezență și să ne mai vedem mult timp de acum încolo la cât mai multe proiecte interesante și diferite. Primele meserii pe care mi le-am dorit când eram mic erau să fiu poștaș și gunoier. Mi se pare ceva fascinant cum merg ei din poartă în poartă. La tăierea moțului când eram mic, primul obiect pe care l-am ales era un fel de stilou din ăsta de arhitect. Dezamăgire, ăsta trage arhitect. Al doilea era un calculator. Asta e bine, că calculatorul e meserie de viitor. Și al treilea era o rolă de film Orvo. Ura, mama și nașa își pregătesc deja ținutele pentru Cannes. Mi s-a părut ceva interesant. No, evident, la 15-16 ani îmi plăcea să mă uit la filme, era ceva ce suna cool. Faci un film, îl văd 2-3 mii de oameni, dar nu se schimbă mare lucru. Nu lași neapărat ceva în urmă. Comparând cu medicina sau alte meserii, evident că e o pierdere de vreme. Da, până la urmă lucrurile s-au aranjat bine.